Proprietarul din România, care se află în Zlănic, la 200 de metri sub pământ, și aveți șanse să luați bilete la Planetariu sau, dacă cumpărați o revistă Știință și Tehnică, o să primiți gratuit un bilet. Și acum, dacă sunt gata echipa de la Atlanticron, Sorin Repanovici, Traian Bădulescu, Vladimir, vreți să intri cu ei? Andrei? Domn profesor Mironov? Toată lumea intră aici? Dar pentru, stați un moment înainte de asta, pentru că am chemat-o pe... Vino aici. Această domnișoară minunată este inventatoarea, poate singurului joc de astronomie din România, primului joc de astronomie românesc. Bună seara, bine ați venit la Astrofest. Mă bucur că e senin astăzi și că e foarte multă lume aici. Probabil că toată lumea a trecut prin procesul de învățare și toți am remarcat că atunci când ne jucăm, parcă le reținem mai ușor. Drept urmare, am inventat un joc cu fazele lunii. Sunt, de fapt, niște bețe din lemn pe care le-am scris pe fiecare parte. Și avem trei variante. Cum arată luna în faza ei? Probabil că ați văzut că uneori luna este plină, alteori este jumătate. Se numesc faze, fiecare se numește într-un fel. Luna are o anumită vârstă în acea fază și arată într-un fel. Drept urmare, acest joc ne ajută pe noi să asociem imaginea cu vârsta fazei și cu denumirea respectivă. Este un joc destul de simplu, dar cum luna este un pic mai greu de învățat, poate chiar cei mari dintre noi nu știu exact cum se întâmplă fazele lunii, de ce arată așa sau de ce vedem dimineața sau noaptea. Nu știu ce să mai zic. Dacă aveți mai multe întrebări, vă aștept la standul Astroclubului, mai exact la Astroclubul Junior. Acolo pot să vă povestesc mai multe despre joc sau îl puteți găsi la stand lângă revista Știință și Tehnică și Știință și Tehnică Junior plus multe altele. Mulțumesc! Treceți pe la toate standurile pentru că toate sunt interesante și sigur, sigur aveți ceva interesant de aflat. Putem începe cu intrul. Bună seara, e aproape, aproape seara, dar mai avem. Numele meu este Sorin Repanovici și sunt coordonatorul celui mai longeviv program de tineretul altfel de vacanță, undeva pe Dunăre, la Capidava, se numește Atlanticron. Ei sunt colegii mei, o parte din echipa care ne ocupăm de acest program de 32 de ani. Vă spuneam că avem o insuliță undeva lângă Cernavodă. Suntem aproape de ruinele unei cetăți vechi de peste 2000 de ani. Acolo sunt studenți care se uită în trecut. Noi suntem pe o insuliță puțin mai la vale, unde ne uităm spre viitor. Tot ce facem, facem legat de viitor. Cum va fi lumea de mâine? În știință, artă, cultură și sport. Facem o altfel de vacanță pentru cei care, în primul rând, elevi și studenți. Ținta noastră este să-i facem să-i virusăm de ceea ce este mai interesant și mai bun pe lume, pe cei de 16, 20, 22 de ani, cei care sunt în formare. Puteți găsi informații despre Atlanticron căutând în spațiu virtual. Sunt foarte multe imagini, foarte multe informații. Anul acesta vom începe săptămâna viitoare, începând cu 30 și 30 iulie și terminăm pe 6 august. Avem invitați pe Alexandru Mironov. De fapt, trebuie să spunem că acest program și anul acesta este organizat de către Asociația pentru Tineret și Evoluție în parteneriat și împreună cu Știință și Tehnică și o fundație din America, Fundația World Genesis. Așteptăm să vină 200 de tineri și dintre invitați trebuie să-i anunț, să-i rostesc pe Alexandru Mironov, Dorin Prunariu, Pierre de Hilerin, Dan Farcaș, vor fi lansări de carte, carte science fiction, vor fi ateliere, diferite ateliere. Aceasta este insulița de care vă spun. Acestea sunt lansări de carte, uitați insulița cu cele trei pontoane. Vorbim despre și facem acolo artă, pictură, structură, idei, uitați, și distracție că este vacanță. Avem și atelier de roboți și laboratoare de astronomie. O parte din cei care sunt aici de la Cubul Uranus vor fi, spre exemplu, pe insulă pentru 10 zile.
Și evident că avem și jocuri de artificii. În fiecare seară avem un program special. De fapt, toată lumea nu stă, nu doarme prea mult acolo și se stă foarte puțin în corturi, 2-3 ore poate pe noapte. O plajă minunată la Dunăre, este altceva. Diferite activități. 30 iulie, 6 august. Traian, câteva cuvinte numai ca să spună și colegii mei de ceva. Îmi permis să spun bună seara Atlanticron, așa cum spune prietenul meu Sorin Ivanović. Atlanticron este un fenomen extraordinar. Mă numesc Traian Mădulescu, sunt la bază jurnalist, jurnalist de turism și consultant în turism. Nu vreau să spun decât că vin și eu din 1993, n-am lipsit niciodată, cred că măcar o zi. E un eveniment foarte frumos, în special pentru tineri între 16 și 29 de ani, dar nu numai. Și vin și purtător de cuvânt al acestui eveniment pe partea de comunicare și vin și generații noi din spate și mă bucură mult. Vreau să subliniez că evenimentul se datorează în primul rând unor oameni, trei oameni, doi avem alături, domnul Mironov Sorin Ivanović și scriitorul Laurel Rășel. Atlanticron a fost tabără de creație science fiction inițial și din 2001, când a fost și conferința europeană de science fiction pe această insulă și am avut mari scriitori mondiali, precum Norman Spirad și Joe Haldeman, a devenit Academie de Vară. Până la urmă, este un eveniment dedicat viitorului, pe o insulă aflată lângă o cetate din trecut. E un eveniment chiar unic în lume. Am vorbit cu foarte mulți jurnaliști, am vorbit cu foarte mulți oameni de cultură din multe țări și au spus că mai rar au văzut așa ceva. Și mă bucură că chiar și în acest an un pic complicat, respectând toate regulile, ne putem strânge din nou. Și așa cum spunea domnul Alexandru Mironov, nu pot să uit, acolo se prefigurează viitorul societății civile. Vă mulțumesc! Un tânăr stând la jurnalist. Ai crescut acolo, la insuliță, da? E, acum mai e 18 ani și... Ai fost... Da, am fost pe insulă de când aveam cel puțin 5 ani. Era probabil cât pe acest moment și nasc pe insulă. A fost și încă este o experiență incredibilă să mergi pe o insulă în mijlocul lumii, înjurată de minți, nu numai din România, ci și din alte culturi ale Pământului. Fiecare dintre aceste minți măreți, care sunt oameni tineri, sunt copii, sunt oameni cu experiență multă, fiecare are o clasă specifică, are propria lor clasă pe insulă, pe care îi învață pe ceilalți din domeniul lor favorit, cum ar fi una pentru prim ajutor. Și important este că această practică, da, o să utilizez, o să mergem toți și anul ăsta, o să fie prezentată acea clasă, toate clasele ca să vă prezente și anul ăsta și anul următor, cel puțin. Și important e că toate aceste clase, toate aceste practici au făcut un fel de cerc care se repetă. În fiecare an apar clase noi de la fost studenți care devin maestri. Și acest lucru este important pentru că le dă șansa oricăruia dintre fiecare dintre voi, când vine la prima dată pe insulă, poate să descopere că nu există o anumită clasă la care voi vă specificați. Voi sunteți buni în această clasă, dar ea nu există. Și, da, și asta înseamnă că data viitoare, sau poate chiar în acea zi, în prima voastră dată când sunteți pe insulă, puteți să aveți propria voastră clasă. Și puteți să învățați pe alții chestii la care voi vă pricepeți. Și noi toți vă vom aștepta acolo. Vă vom aștepta și vom vedea la ce vă pricepeți, vă vom arăta ce ne pricepem noi și ne vom asigura că o să vină alte fețe noi și data viitoare și anul următor și după. Și tot așa, pentru că Atlanticron a fost construit ca să păstrăm cunoștințe și să facem cunoștințe noi. Este greu să vorbești după Vladimir, care a venit de multe ori la cele două programe ale mele. Din 2004, deci de 17 ani,
realizez programul Păturica Rotundă SF, care la acest moment este un tărâm al dezbaterilor. De la ora 12 fără un minut seara până pe la ora 2 dimineața discutăm aproape de malul Dunării, la stânci, pe diverse teme de anticipație și nu doar. Iar un program mai recent la cenaclul Wolfspack vă aștept după amiază. Vom vorbi acolo nu doar de anticipație, nu doar de science fiction, nu doar de fantasy, vom vorbi despre lucruri interesante. Vă mulțumesc! Salut! Eu sunt unul dintre cei rusați de Atlanticon. Mă numesc Andrei și reprezint Centrul String, care a fost un membru important al industriei și chiar m-a fascinat această zi. Mi-a schimbat viața total, m-a transformat în ceea ce sunt azi. Și sperăm să vă găsim acolo și să vă transformăm viața și vouă. Vă mulțumim! Bună ziua, mă numesc Cristina Ghidoveanu, îmi place să spun că sunt sefist, pentru că din asta am câștigat banii și de-a lungul timpului am dat și eu o mână de ajutor la programele de science fiction de pe insulă. Prin urmare, vă aștept când veți ajunge acolo să ne gândim la viitor, să plănuim viitorul. Vă salut, sunt Alex. Spre deosebire de colegii care au primit până acum, eu nu vin de o perioadă atât de multă pe insulă. Sunt nou în echipă, însă nu pot să vă spun decât că vă încurajez, dacă vreți să vă redescoperiți, să redescoperiți alte pasiuni sau alte flăcări care zac un pic dumneavoastră și pe care le puteți explora în diferite moduri pe insula de câte noi. Nu rămâne decât să vă transmit că vă așteptăm și ne vedem pe insulă. Alex este cel care pierde nopțile și atunci când butonați pe site-ul Atlantic, să știți că în spatele site-ului se află unul ca el, nu numai și Gabriela de acolo și eu din când în când. Și ultimul... acum dați-mi voie să vă spun adevărul. Atlanticron nu este insulă. Este o astronavă acoperită cu nisip și cu pădure deasupra. Ține deasupra oamenii pe care îi filtrează cu mintea ei de astronavă, îi primește deasupra, ăștia se pregătesc cu niște șuruburi care cândva se vor strânge în mașinării și spre 2050, eu cred că pot să vă anunț pe cei mici că nu vă veți putea trimite copiii acolo pentru că astronava va decola. Se va desprinde din Dunăre și se va duce undeva în spațiu cosmic, dincolo de stratosferă, dincolo de linia asta karma la care s-au dus acum miliardarii și cine știe ce o să facă următorii atlanticroniști pe care îi va crește sora. Așa stăm. Deci grăbiți-vă să veniți acolo cât mai este ea, că decolează. Atlanticron legendarium, ne întoarcem în viitor. Asta este sloganul. La revedere! Lângă noi. Gata, Vladimir, tu poți să pleci. Mulțumesc! Dacă nu vine domnul Andrei Dorobanțu, atunci o să invit pe scenă cei trei vânători ai festivalului. Să vedem dacă ei sunt și sunt pregătiți. Cătălin Beldea, Gabriel Neagu și Răzvan Andrei. Sunt trei oameni de vârste diferite, cu aceeași pasiune pentru astronomie. Unul este, îl vedeți cum iese acum, cu pușca după el, e un vânător de eclipse și o să dăm și premii dacă cineva o să știe ce e aia o eclipsă. L-avem pe Gabriel Neagu, care a împlinit, câți ani a împlinit, Gabriel? 18 ani. Și este vânător de stele variabile și iată-l și pe domnul
Andrei, care este vânător de meteoriți. A venit domnul Andrei Dorobanțu. Vă propun să așteptăm să... Nu? Aștepți după ei până trei? Bun, Andrei Dorobanțu va veni și ne va povesti după aceea despre EFIN, așa cum am povestit. Vânătorii primi. Vânătorii primi. Vânătorul cel mai bătrân legat de... Bă, da! Pune-i și prezentare. Deci, Cătălin Beldea este cel mai vechi vânător din echipa noastră. Ia o dați-l aici. Dar cel mai tânăr din echipa a câștigat fără să vrea. Cineva ce e o stea variabilă? Cineva din public? Oricine, oricine? Dăm un premiu mare, uite, dăm o carte la alegere de acolo. Dacă cineva știe ce e o stea variabilă. Nu știți, n-ați apucat să vă uitați. Bun, dă-i drumul zile, tu ce e stea variabilă? Stea variabilă sunt steiile căror strălucire este în continuă schimbare. Adică? Adică nu au luminositatea constantă. Ele sunt uneori mai strălucitoare, iar alteori mai slab strălucitoare. Dar de ce nu au întotdeauna aceea strălucire? Cauze sunt diverse, ori se acoperă una pe alta, se eclipsează. Nu se acopere o planetă pe alta, nu se învârte fiecare în jur, ei n-are fiecare o... Există sisteme de stele duble, așa, care se învârt în jurul centrului comun de masă, cum fac Pământul și Luna. Doar că, din punctul nostru de vedere, cum ne uităm noi, ele trec una în fața celelalte. Am înțeles. Și ce se întâmplă când o stea variabilă acoperă altă stea variabilă? Are loc o eclipsă și luminozitatea scade. Stelele variabile mor? Da, ca toate stelele. Și ce se întâmplă când moare o stea variabilă? Când moare o stea, dacă este mai mare, devine o supernovă. Stelele... Adică ca la o stea obișnuită, exact. Nu e mare lucru. Deci exact. O stea puțin mai bronzată, mai luminoasă, exact. Dar aceea stea. Sunt Hai exact. Să vedem prezentarea ta. Da. Aici, pe primul slide, avem curba de lumină a unei stele variabile foarte cunoscute, chiar dacă nu mulți știu că este variabilă. Este vorba de steaua polară. Steaua polară este un sistem de 6 stele, acolo sunt 6 stele care se învârt una în jurul celelalte. Și... Steaua polară e un sistem de 6 stele? Da, sunt de fapt 6 stele acolo. Ia o să și noi ne uitam, ziceam că e o singură stele. Da, noi folosind un telescop cu putere mare de mărire, o să vedem și a doua stea din sistem. Dar celelalte sunt foarte slabe și apropiate. Putem trece la următorul slide. Asociația Americană a Observatorilor de Stele Variabile, pe care o reprezintă în România, se ocupă cu colectarea datelor, analizarea lor și publicarea lor. Datele acestea vin în special de la astronomii amatori, care aduc o contribuție foarte importantă în acest domeniu. Putem trece mai departe? Principal tool folosit de noi este Indexul Internațional al Stelelor Variabile. Aici sunt indexate majoritatea stelelor variabile cunoscute, descoperite de astronomi amatori sau profesioniști, sau de misiuni spațiale, iar această bază de date este în continuă modificare. Mereu se adaugă noi stele, stele vechi se modifică, se modifică parametrii, se modifică perioada, se recalculează extremii. Putem trece următorul? AVSPEC este indexul de date spectrale, unde se raportează date observate cu un spectrograf, care desparte lumina în mai multe lungimi de undă. Și mergem mai departe, că totuși publicul nostru este micuț? Exact. Ceva mai simplu, aici avem un exemplu de stea variabilă, care vedeți cum pulsează și schimbă strălucirea. Putem să vedem o stea variabilă de seară? Putem să observăm, dar nu putem vedea variabilitatea în timp ce observăm. Și am uitat să vă spun, ați văzut ce frumos a prezentat, reprezintă aici societatea americană, da? Are 18 ani. Acest tânăr de 18 ani a fost împreună cu noi în urmă cu 2 luni, 3 luni. Cam 2 luni. De ziua astronomiei la Cotroceni este tânărul care a descoperit o stea pe care a numit-o România. Și diseară poate că, dacă vă rugați de el, o să vă și arate la telescop. Hai să vedem mai departe prezentarea ta. Aici avem alte două exemple. O stea care pulsează și două stele care se eclipsează în stânga noastră. Ok, mergem mai departe.
Contribuția noastră este foarte importantă în cercetare. Noi, astronomii amatori, putem contribui prin analiza datelor existente, rafinarea datelor publicate deja și observând stele variabile strălucitoare, pe care le putem observa cu instrumente mici, dar și cu ochiul liber. Cu ochiul liber se observă foarte multe stele variabile, chiar și se pot și descoperi. Putem trece mai departe? Aici o să prezint trei cazuri, trei persoane cu rezultate excepționale în astronomie, fiind astronomi amatori. Sebastian Otero din Argentina se ocupă cu moderarea bazei de date, VSX, și a descoperit, folosindu-și doar ochii, variabilitatea a două stele foarte strălucitoare. Una puțin înapoi, una de Scorpion și una din Vela. Mai departe? Gabriel Muravski și Marius Bayer sunt doi colaboratori care, fiind astronomi amatori, la fel ca mine și cum poate fi oricare dintre noi de aici, au descoperit peste 4.000 de stele variabile indexate în indexul internațional al stelelor variabile. Și mergem mai departe. De ce pot să colaborez cu AVSO? Deoarece poți învăța tehnici de analiză, îți poți dezvolta comunicarea în limba engleză sau franceză, aveți acces la programul de mentorat, care este gratuit. Te plătesc? Nu te plătesc. Mergem mai departe. Mai departe. Nu le mai facem reclamă. Asta a fost tot. Asta a fost tot? Da. Mulțumim frumos, Gabi. Aplauze. Și acum să mergem mai departe, să vedem. Uitați-vă bine la el, copii. Ai terminat acum liceul. Da. Câți ani ai? Spune-le câți ani ai. 18. 18 ani. La 18 ani descoperă stele variabile, descoperă asteroizi la galați. Toată lumea poate să facă așa ceva de la 6-7 ani încolo, vă pregătiți și ajungeți la 18 ani astronomi. Are peste 100 de stele descoperite, da? După ce le vedem, după ce vedem lucrurile astea frumoase aici, vă duceți și la telescop, copii, da? Neapărat. Sau, mă rog, părinții să-și ducă copiii, poate unul dintre ei ajunge ca Gabriel. Oricine are șansă. Oricine are, da? Uitați-vă, 18 ani are și a descoperit mai mult decât jumătate din astronomii români din toată timpul. Și evident a debutat cu primul lui articol în Știință și Tehnică, așa că dacă vreți să luați autograf de la cel mai tare vânător de stele variabile din România, cumpărați revista, cereți-i omului autograf și după aceea, la peste 100 de ani, o să-l vindeți cu prețul unei rachete. Hai să vedem, Răzvan. Bună ziua! Răzvan, Răzvan sau Andrei? Care-i numele de familie? Andrei. Andrei, bun. Deci Răzvan, nu? Bun. Când te-ai apucat tu de meteorii și de ce? Nu cred că există un moment în care să mă fi apucat tot timpul, m-am fascinat cu tureau. Când eram foarte mic, aveau la Antipa, într-o vitrină, undeva jos, vreo 3. La Antipa? Cred că cel vis-a-vis, la geologie. Nu, la muzeul Antipa. Antipa aveau meteoriți. Da, aveau vreo 3 meteorii și vedeam o reieșit și îi priveam. Și erau scumpi? Cine știe, nu erau de vânzare. Nu erau de vânzare, așa spune, așa, da. Pentru că dacă vreți să cumpărați meteorii, să știți că sunt de vânzare la muzeul de geologie. Posibilitatea de a ține în mână o rochie de din altă lume. Și am început să-i caut. Până toată lumea. Lasă, până toată lumea, totuși aveai 10 ani, 12 ani când ai plecat, nu? Bun, de atunci. Deci când ai plecat după primul meteorit? Undeva după Revoluție, bineînțeles că înainte nu puteam să ies, n-aveam așa. Și a fost pasava. Una din zonele de conectare densă, să numesc, pentru că sunt foarte, foarte ușor de alterat în atmosfera terestră. Așa încât Sahara, cu uscăciunea ei și cu lipsa apei, îi păstrează foarte mult. Și te-ai dus în Sahara să cauți meteoriți. Da. Și ai găsit meteoriți. Sahara, da. Foarte mult. Și de unde știi că ăla e meteorit? Cum îți dai seama că unul e meteorit? Ar trebui să-mi fac un doctorat în domeniu ca să-mi urmăresc pasiunea. Întâi ai făcut doctoratul și după aceea te-ai dus în Sahara? Nu, tu te-ai dus în Sahara de nebun să cauți meteoriți. Da. I-ai găsit. Da. Dar bineînțeles că după o vreme, cu autoeducare, chiar cu autoeducare, poți să deosebești o rochie extraterestră de una terestră. Vreau să spun că toaregii din Sahara sunt atât de specializați, încât de ușor depășesc ochiul unui om de știință bine format, profesor universitar. De ușor.
Adică ei poate să spună exact, să-ți clasifice un meteorit doar din privire. Câte pietre ai acasă? S-ar 1500. Nu am mărat niciodată cu adevărat. Da, bă! Acum, vă rog să-i spuneți pentru toată lumea de aici, pentru că nu știu cât știu diferența dintre meteorit și meteor. Când vedem o stea căzătoare, ce este ea? Nu s-a auzit. Ăla e meteorul. Deci meteoritul este produsul ce ajunge la sol. Așa, deci în momentul în care vedem o stea căzătoare și ne punem o dorință, ăla este meteor, adică este un fenomen atmosferic, n-are legătură cu astronomia. În momentul în care cade pe pământ, cum se numește? Meteorit. Meteorit, țineți minte, deci e diferență dintre meteor și meteorit. Meteoritul ăsta poate să ne cadă în cap, aici e problema, de-aia nu-i bine să spunem ploaie de meteoriți. Și spunem ploaie de meteori, da? Câți au căzut în cap până acum? În toată istoria asta așa, a planetei, cred că există unul singur care a lovit o ființă umană. Caloga, cred că se numește. Cât noroc să aibă umană? O cucoană lovită în șoldă. Bă, nu-i a pregătită cu ceva. Este un mare noroc să te lovească un meteorit. Dar în Antarctica n-ajungeți să-i căutați pentru că acolo... Aș ajunge dacă mă sponsorizează cineva. E cam un pic cam răcoare pentru gusturile mele. Prefer Sahara totuși. Sau mai nou, Atacama, care acum câți îl cum Gobi, au început să producă foarte mult pentru că deja chinezii se duc acolo foarte des să caute. Există partea financiară, partea, să se spune, venituri mari, relativ mari. Care este cel mai scump meteorit descoperit până acum? MV8159, 10.000 de dolari pe gram. 10.000 de dolari pe gram? L-ai vândut sau l-ai cumpărat? Niciuna, nici altă, da. Bun, cât de greu a fost asta? Aproape un film. Aproape un film. Bine, sunt unii absolut inestimabili, cum e 84001 ăla din Antarctica, despre care Dave McKee spunea că conține nanofosile de bacterii. De la Lindu pe Marte. Deci acolo nici măcar nu îndrăznesc, nu trebuie dacă... Dacă de vânzare. Da. Deci iată, un meteorit, dacă îl căutați, poate să coste 10 milioane de dolari. Hai să vedem cum arată o vânătoare de meteoriți. Deci cum te duci tu să știi că auzi meteoriți? Unde? E o poveste întreagă. Păi poveste întreagă, zi-o, da, ești aici. E o anume pregătire, adică nu te duci bine tot la vânătoare, o luăm în culo și vezi. Nu? Se estimează eclipse de cădere pe baza găsirilor anterioare, se trasează o grilă, te duci frumos cu mașină, stabilești o bază, după care începe parte de detectare, de eventual cu detectare de metal. Sunt și îngropați în simt sau doar vizual pe suprafață, pentru că diferă complet de roca locală, așa, în Sahara. Și e... A, tu mergi în general, absolut, ai rămas pe Sahara. Da, absolut pe grilă, ai rămas pe Sahara. Poți să mă duci în Atacama, dar după ce trece COVID-ul. Am înțeles. Deci să faci așa. Mergi cu detectorul de metal și l-ai găsit? Ori detectorul vizual, dar, cum să spun, sistematic pe grilă. L-ai găsit să marchează locul cu coordonate GPS, cu ce trebuie. Și ei sunt din mai multe materiale, nu? Absolut. Deci poate să fie, probabil că există undeva la 100 de tipuri de meteoriți. Foarte bine clasificați într-o sistematică specifică și fiecare ne spune câte ceva despre incorporit. Tu ți-ai pregătit și o prezentare sau pentru noi să întrebăm? Nu? Te încontrăm așa că noi te-am întrebat până mâine dimineață. E prima dată la când ne întâlnim față în față, discutăm de foarte mult timp, dar e prima oară, e primul interviu în direct pe care Știința și Tehnică Ilia Răzvan. E primul interviu pe care îl luăm. Da. Sigur că pot să fac o prezentare cu poze și filme și cu... Păi poate mâine te gândești și poate vii cu o prezentare cu poze și cu asta. Probabil. Deci ce vreau să vă mai spun este că aici la festival avem foarte mulți meteoriți, foarte mulți, este așa, cu ghilimele de rigoare, avem meteoriți pe care puteți să-i vedeți și la microscop, să vedeți structura lor, inclusiv Răzvan a adus câțiva. Ai mei sunt la standul SARM, puteți să treceți pe acolo să vă uitați. Deci avem pe partea cealaltă un stand la care este Valentin Grigore, nu? De la societatea SARM. Există și la Astroclubul București. Și unde îl prindeți pe Răzvan, săriți pe el cu întrebările și aflați mai multe despre meteoriți sau rugați el să meargă să vă povestească la microscop. Partea principală. Uitați-vă în jos. Întotdeauna s-ar putea să găsiți unul. În 20 de ani de căutat pe România, am găsit doi. Atât. Preșcoi și Grecia.
dar sigur mai sunt. Da, vreau să spun că când l-am cunoscut pe profesorul Băraru de la Constanța, este un profesor care antrenează elevii olimpici la fizică și de vreo 15 ani profesorul Băraru ia premii la NASA cu aceste echipe. Profesorul Băraru întotdeauna are un magnet în buzunar, merge cu el, stă pe o băncuță, trece așa și zice: ăsta e praf de meteorit, ăsta e meteorit. Da, meteoriții sunt magnetici, majoritatea. Da. Și zice: apoi pariu cu mine că e meteorit și n-ai cum să-l contrazici. Ba da, eu pot. Tu poți, eu nu. Ok, mulțumesc mult, Răzvan. Te așteptăm și mâine. Mulțumesc frumos. Intrăm în prezentarea, da? Da, eu uite, vor să aplaude. Aplauze atunci pentru vânătorul unde e meteoriți. Ce înseamnă să ai o pasiune pornită din copilărie? Exact ca și la tânărul Gabriel Neagu, exact ca și la tânărul... La tânărul Gabriel Neagu e tânăr Gabriel Neagu, a plecat și din... Și tu ai fost tânărul... Din copilărie a plecat. Și de la tine din cât a plecat? Tot din copilărie. Din copilărie. Deci asta, copilăria este cu probleme. Aveți grijă că sunteți copii, că cine știe ce pasiuni răziți. Adrian, ce te rog, când stai în fața ecranului, să nu eclipsezi eclipsa. Deci de asta e bine. E bine să stai un pic mai încolo, pentru că eclipsezi... Nu poți să fii, poți să fii mai încoace. Glumesc, îți dai seama. Da. Poate să copii, ați văzut, el poate să eclipseze un pic eclipsa. Ia să vedem ce am pregătit noi pentru astăzi. Asta e o hartă. Este o hartă a lumii. Punctulețele alea negre pe care le vedeți sunt zonele pe unde am trecut eu să văd cât o eclipsă. Dar să văd și să fotografiez cu un aparat ăsta, ca aici. Da? Deci am fost în... Aolo, nu mergem mai departe. Nu, am o înțelegere că ridic mâna, trebuie să mergem încă un slide și încă un slide, dar nu, încă nu e caz. Deci, Adrian, în partea stângă avem Americile. Aici am făcut 3 expediții. Și Adrian Bănuț a fost în 2 expediții. În America de Nord și în America de Sud. Și am văzut 2 eclipse fabuloase. În Europa, bineînțeles, a fost eclipsa din 2000. Din 2000 sau din 1999? Cine a văzut eclipsa din 1999? Mâna sus. 1, 2, 3, 4, 5, 10 mâini. 11. Voi ăștia mici n-aveți cum să vedeți eclipsa. Voi o să o vedeți pe aia din 2081. Așa. O eclipsă în Siberia. O eclipsă în Siberia. O eclipsă în Africa. O eclipsă în Australia. Una în Pacificul de Sud. Și una în Indonezia. Și una în China. Dar de aia din China nu vreau să-mi aduc aminte. 20? Merge? Merge. Da. Ce e eclipsă? Întreabă pe copiii ăștia din noastră, sunt la tine ca la stele variabile. Ia stai un pic, avem și un premiu? Avem mai multe premii. Avem mai multe premii. Avem premiu, o revistă, asta cum se numește, Știință și Tehnică. Da, da. Las. Care știe să-mi spună ce e o eclipsă totală de soare? Vino încoa. Eu dacă mă mișc de aici, facem microfonie, așa că vii la mine. Hai, 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 că nu te vede nimeni, să știi, nu ne vede nimeni aici. Dar de ce te grăbești? De ce te grăbești? Lasă-mă să te întreb eu. Cum te cheamă? N-am auzit. David. Ați auzit? David. Ce clasă ești? Trece a șasea. Ce e eclipsă? Când o planetă vine peste alta și se face întuneric. Când o planetă vine peste alta și se face întuneric. Ești aproape. Deci se face întuneric dacă un corp acoperă un alt corp care are lumină. Că altfel nu se poate face întuneric, nu? Când pui mâna... Exact. Deci când pui mâna în fața becului, e făcut eclipsă. Nu? În cazul ăsta, luna vine și se așează în fața soarelui. Și avem o... totală de soare. Și o să vedem câteva imagini, da? Mulțumesc. Ia să vedem, ai primit de la Nemira ceva? Vezi să nu te muște? Calea spre stele. Hai. Deci a câștigat o carte, Calea spre stele. Deci dacă sunteți atenți, o să câștigați și niște 20. Asta merge. Așa, vreau să vă spun că și editura Nemira împlinește anul acesta 30 de anișori de când lucrează alături de revista Știință și Tehnică. Revista Știință și Tehnică este un pic mai bătrână, are 72 de ani și 138 de ani de la înființare. Și acum să mergem mai departe să vedem ce ne arată Cătălin aici, cu multe stele pe stelariu. Atenție! În seara asta, asta este o seară de astronomie. O seară prin care ați venit să vă uitați prin telescop.
Avem telescoape în stânga, avem telescoape în dreapta, pe peluză. În momentul în care se întunecă, putem să vedem tot felul de lucruri pe cer. Și vă invit, imediat ce se întunecă, sau chiar în crepuscul, să mergeți la telescoape. Da? Putem să vedem Luna, putem să vedem Venus și un pic mai târziu, dacă avem noroc și nu ne încurcă copacii de acolo, două planete, Saturn și Jupiter. Ia să mergem un pic mai departe, să vedem ce am pregătit pentru astăzi. Mergem și mai departe, că n-avem timp. Hai să pun întrebarea asta. Da, Adrian? O punem să vedem dacă... Câte stele sunt pe cer? Câte stele sunt pe cer? Mâna sus care știe și vine aici să-și ia premiul. Trebuie să fie sub 15 ani. Ia să vedem. Știi tu câte stele? E sigur că știi câte stele? Te întreb de aici ca să nu ne încurcăm. Hai, vino. Da, stai. Trebuie să-mi spui cum te cheamă. Mă numesc Ioan. Ioan. Ce nume frumos. Hai că să te întreb direct, să nu mai stăm să discutăm cât, ce clasă ești, ce ai învățat la școală și ce îți place mai mult. Câte stele sunt pe cer? Infinite. Infinite? Păi stai, unde pleci așa? Să știi că o să primești o revistă ca să înveți câte stele sunt pe cer. Ca să aflăm câte stele sunt pe cer, e de ajuns să numărăm câte fire de nisip sunt pe toate plajele din lume și pe toate în toate deșerturile din lume și pe fundul oceanelor. Și mergem acolo cu lopățica și începem să numărăm câte fire de nisip sunt. Și spun o întrebare și mai simplă acum. Sunt mai multe stele pe cer sau grăunțe de astea de nisip de pe tot globul, deci de pe toate plajele, de absolut peste tot. Ia spune, tu ce crezi? Mai multe fire de nisip sau stele? Fire de nisip. Deci fire de nisip. Pentru cei mai mari dintre dumneavoastră, vă spun așa, 10 la puterea 17 fire de nisip, 10 la puterea 22 stele. Adică multe, mult mai multe, foarte multe, da? Cele mai multe sunt stele. După aia urmează firele de nisip. Asta ca să vă faceți o idee cam câte stele sunt pe cer. Multe, da? Te rog. Mergem un pic mai departe. Asta e o întrebare foarte bună. Există viață în univers? Aici este o șmecherie. Nu e nicio șmecherie. Ba, e o șmecherie. Nu e nicio șmecherie. Să fiți atenți și la școală. Asta este o șmecherie. Când vi se pune o întrebare, trebuie să fiți foarte atent la termeni. Adică, dacă vine aceasta, există viață în univers? Întrebarea corectă este, ce înțelegi prin viață? Păi, viață, așa, carne și oase, cum se spune. Vezi? Deci, viață în carne și oase. Da, păi uite, mai jos scrie, există extraterestri? Asta urmează să te întreb pe tine. Există extraterestri? Da. Cum te cheamă? Ștefan. Tu ești extraterestru? Nu. Nu ești extraterestru. Adrian e extraterestru? Nu. Da, eu sunt extraterestru? Da. Nu. Deci există extraterestri, da? Vrei să încercăm să vedem cum arată? Da. Ia să ne uităm, să vedem. Tu îmi spui dacă seamănă, ia să vedem. Așa? Hai, nu se poate. E sigur că nu așa? Ia să mergem mai departe. Așa? N-arată așa? Eu știam că așa arată extraterestri. Eu așa îi văd în filme. Tu cum crezi că arată extraterestri? Nu știu. Nu știi, asta este un răspuns foarte bun. Pe care nu știu. Da, nu știu. Dom'le, nu știu. Trebuie să avem puterea și mintea să spunem la un moment dat, nu știu. Și vreau să învăț. Vreau să știu. Dar nu știu. Nu e nicio problemă. Ia să vedem altul. Ăsta e mini-marțian. Ăsta e mini-marțian. Deci mini-marțian. Așa arată mini-marțienii. I-ați cumpărat și voi, nu? Ia, următorul. Aici ajungem, dar vorbim, Adrian, nu de la ora... 21.30. De la 21.30 vom vorbi despre... Și Claudiu Tănăselia de la Cluj cu avion. Da, despre Marte. Mai dăm una ca să... Ia uite. Ce face aici domnul ăsta îmbrăcat în costum de scafandru? Udă o plantă. Și pare că e o cânepă aia. Nu știu dacă e cânepă.
dacă am așa o altceva de biologie, confirmă, eu să nu ne imaginăm lucruri. E o cânepă urât din partea lui că uzi cânepă pe marfă. Da, ca să ajungi pe marfă trebuie un pic de cânepă. Deci, la un moment dat, s-ar putea să ne mutăm. Tu vrei să te muți pe altă planetă? Nu. Nu, nici eu nu vreau, bravo. Și ăsta e un răspuns inteligent. Dar s-ar putea să fim nevoiți. Și din cauza asta o să trebuiască să creștem niște plantuțe de-astea pe Marte sau pe altă planetă. Unde crezi că ar putea să mai fie viață în sistemul solar? Pe Marte am stabilit. E posibil să fie sau nu? Dar unde crezi tu că ar mai putea fi? Știi? Pe unul din sateliții lui Jupiter? Oare? Nu știu. Ei, nu-i nimic, nu-i nimic. Hai să-l premiem, Adrian. Da, stai puțin până îl premiem, îl premiem. Îl premiem că trebuie să că trece premiem timpul. Și uite, cu o revistă pentru copiii isteți. Pentru de copiii isteți, este revista asta făcută. Vreau să putem să-l completez puțin pe Cătălina. Am scos aici o revistă în care am vorbit exact despre plantele pe care NASA le studiază. Sunt niște plante miraculoase pe care le puteți vedea la noi la stand. Sunt niște plante care pe lângă faptul că absorb dioxidul de carbon și ei liberă oxigen, dau oxigen la atmosferă, absorb și substanțele toxice, volatile din aer. Sunt niște plante de apartament, sunt niște experimente pe care NASA le-a făcut în anii 85 și niște plante pe care noi, cei de la Știință și Tehnică, ne-am gândit să le dăm copiilor ca voi să le crească în clase și acasă ca să vă purifice aerul. E un proiect pe care noi îl facem împreună cu Grădina Botanică din București, din Cluj, cu toate grădinile botanice din țară și cu universitățile astronomice. Și dacă tot am făcut pauza asta de biologie, te rog să-ți dai voie să premiem un... Îl premiem sau nu-l premiem? Până într-un minuțel mergem mai departe. Un minuțel mergem mai departe, că nu putem să stăm, că pleacă lumea. Uite, au început să plece copiii, nu se poate. Deja omul ăsta merge pe Marte. E pe lună, de nebun merge ăsta. Da. Deci, ce e de stabilit și de înțeles, și fără să ne punem prea mari probleme, este că am ajuns pe lună. Vom vedea dacă vom ajunge pe Marte, vom vedea dacă vom ajunge pe alte planete. Să știți că lucrurile nu sunt atât de simple pe cum par. Ne dorim să ajungem pe Marte, dar acolo sunt niște probleme. În primul rând, gravitația e altă. Să te obișnuiești cu gravitația aia e o problemă. În al doilea rând, sunt radiații. Să te obișnuiești sau să faci în așa fel încât să nu mai ai radiații, iar este o problemă. Deci nu imediat vom ajunge acolo și nu imediat ne vom muta. Ia să mergem mai departe. Mergem mai departe. 2-10. Da, o să fac un dans pe scenă, că poate mă aude cineva. Mergem mai departe. Bine. Ia uitați-vă ce avem aici. Luna. Dar am pus acolo, eu din greșeală, am pus Mercur. Ia uitați-vă. În dreapta este care? Luna sau Mercur? Luna e în dreapta și Mercur e în stânga. Vedeți cât de mult seamănă? Știți de ce seamănă ele? Pentru că nu au atmosferă. Și atunci au fost lovite asemănător de asteroizi, de comete, de meteoriți, de ăștia mai mari, da? O să vedem Luna un pic mai târziu. Ia să mergem mai departe. Aici avem Venus. Deci dacă am venit la Astrofest, trebuie neapărat să recapitulăm planetele. Prima planetă e Mercur, care seamănă cu Luna, țineți minte. A doua planetă este Venus, care seamănă izbitor cu Pământul. De ce? Pentru că are aceeași dimensiune și are atmosferă. Problema ei este... Vrei să-mi spui? Ce e atmosfera? Asta e întrebarea, ce e atmosfera? Extraordinar, ai văzut, Adrian? Eu nu te-am întrebat ce e atmosfera. Dar eu nu știu ce e atmosfera. Atmosfera e asta pe care o respirăm noi. Dar ne pot ajuta cei de la... Aerul! Aerul, care am vorbit noi la plante, nu? Ok. Așa. Bun, într-adevăr, deci atmosfera. De biologie?
Da? Sunteți gata? Hai să vedem cum e cu aerul și cu premiile, cu ce dăm premii. Ia să vedem ce dăm premii și ce premii dăm. Bună seara, bună seara! De la Facultatea de Biologie Universitatea din București am avut o tombolă. Cine desenează cel mai frumos ceea ce vede la microscop? O să rog o fetiță din față să vină să tragă unul din desene ca să declarăm cine ia delfinul. Hai! Clara, Manea, Agapi. Ce-a scrie, că altfel niciunul nu dădeam. E alături de noi, Clara? Nu e. Dacă vine, vine la noi și dăm delfina. E frumos? Poate vine între tine. Vine, sperăm să vină. Mai vreți una? Nu știu. Dăm altceva, hai. Ce vreți? Nu știu că poate a plecat. Poate a plecat. Da, hai să poate găsim. Hai poate mai găsim unul. Poate găsim unul, ia să vedem. Cine vrea să vină să mai... Hai, vină-o repede. Mai trage unul. Dar nu pe aia. E, ai tras-o pe aceea. Nu, nu, nu. Nu e? Nu, nu. Ai pus-o deoparte. Maia Teodora. Dar întoarce-te așa spre public, e important. Maia Teodora. Și ce a desenat? O ceapă. Sincer, nu, a desenat o cenulă de ceapă sau ceva. Dar, în orice caz, e interesant. Este? Maia? Ia, ziceți mai tare. Maia Toader. Maia Toader. Uite-o. Avem pe Maia Toader. Tu ai desenat? Da. Bravo. Uite. Delfinul ți-a al tău. Ați văzut că am găsit totuși. Mulțumim și noi. Mulțumim că sunteți alături de noi. Nu uitați să treceți pe la cortul de biologie, că mai sunt acolo o grămadă de concursuri și de lucruri interesante de văzut. Da. Și între timp vă învârtiți doar pe aleea asta, la corturile astea care sunt în fața scenei, sunt acolo o grămadă și puteți să auziți prezentările și vă uitați la celelalte corturi. E păcat să nu profitați de toți profesorii, cercetătorii, studenții și elevii care sunt aici prezenți pentru voi și cărora le mulțumim că și-au făcut, și-au rupt din timpul lor să vină aici să vă prezinte. Da, și-au rupt din timp, bineînțeles, dar au venit. Asta e cel mai important, e vineri, cred că au culit un pic de la serviciu, nu? E vineri. Au venit sarcinile de servici. Da. În sfârșit, aici ce avem? Avem pământul. Și de unde vedem noi pământul? De pe? De pe lună, foarte bine. Pământul ăsta este cea mai importantă planetă din sistemul nostru solar. De ce? Pentru că trăim pe el. V-ați gândit voi vreodată că cea mai interesantă și cea mai frumoasă planetă este chiar planeta Pământ? Sau vă gândeați la Jupiter și la Saturn? E Jupiter, nu. Pământ. Mergem mai departe. Luna. Ia uitați cum se vede Luna de pe o orbită foarte depărtată de Pământ. De fapt, Pământul este o planetă dublă. Da? Vrea să vină cineva lângă mine să-i arăt ce înseamnă o planetă dublă? Unul mai mic, am nevoie de un... Ia, ține un pic, Adrian. Nu, da mie asta. Uite, mă ții de mânuță. Dă-mi și mâna cealaltă. Hai să ne pregătim. Eu sunt Pământul și tu ești Luna, da? Că ești mai micuță, bine? Și ne... Uite așa. Te lași un pic pe spate. Te lași pe spate. Eu te țin și tu mă ții. Observ? Așa face Pământul cu Luna. Pământul o ține pe doamna sau domnișoara Lună și ea mă ține pe mine. Și ne și învârtim. Ne învârtim? Cum te cheamă? Carina. Carina. Hai să ne învârtim un pic. Carina, te lași pe spate. Cam așa face și Pământul cu Luna. O ține. Dar, cum o ține? Stai să-ți dau o revistă. Dar cum o ține? Nu o ține de mânuță, o ține cu gravitație. Ați auzit de gravitație? Gravitația este asta care acționează și o ține pe doamna Lună. Și Luna ne trage pe noi, țineți minte, și Pământul atrage Luna. Și se numește gravitație. Mai departe mergem. Marte. Uitați cât de mică e Marte. Pământul e mare și Marte de două ori mai mică.
Din cauza asta are o gravitație un pic mai ciudată. Noi suntem mai ușori pe Marte. Mai departe, asta este centura de asteroizi. Mai departe, aici vreau să vă întreb, vă place pictura asta? Oare ce pictor a pictat această pictură extraordinară? Jupiter? Ăsta e un pictor? Eu credeam că Van Gogh a pictat aici. Van Gogh a fost un pictor olandez extraordinar. Vă invit să-l căutați pe TikTok, dar nu cred că o să-l găsiți. Poate, poate, cine știe, pe Instagram să aibă un cont, căutați Van Gogh. Și o să vedeți picturi de genul ăsta. Numai că pictura asta nu este făcută de un pictor pământean. Este făcută de Jupiter, care este gigantul planetelor din sistemul solar. Tu ai auzit de Jupiter? La microfon, da, te rog, și cum te cheamă? E o planetă care ne spune că ar trebui în 5 minute să ne apropiem de final, că ieșim din program. În 5 minute. Da. Dar eu mai apuc să prezint ce o să fac în Antarctica. Voi vreți să mergeți în Antarctica? Facem în Antarctica imediat înainte de prezentarea mea. Deci mai apuc da, Antarctica. Da, mai facem o prezentare. Mai facem o prezentare. Dar nu mă lași așa fără problemă. Nu, nu sunt vorbit de 2 ani. Deci eu n-am mai vorbit cu publicul de 2 ani de zile. O să intri pe aceeași deci, sigur. Da, deci bon. Facem... Mergem un pic mai departe. Opa, aici avem o altă planetă. Dar de unde știți voi că-i Saturn? Nu, eu cred că v-au șoptit părinți. Că n-aveți cum să vă dați seama că ăsta e Saturn. Tu știai, Adrian, că ăsta e Saturn? Dar nu e Saturn. Mie mi se pare că asta e autostrada Soarelui când e blocată, nu? Sau când se merge. De unde știi că e Saturn? Prisește! Deci, planeta Saturn este o planetă care are un sistem de inele, care se vede de pe Pământ, de aici. Îl putem și noi vedea dacă întârziați un pic și stați pe la un 10 și jumătate. Sper să apară de la răsărit. Soarele răsare din est, luna răsare din est și toate planetele răsare din est. Și apun în vest. Deci întotdeauna avem răsăritul acolo, apusul dincolo, da? Mai departe. Și repede că mai avem 4 minute și jumătate. 3. Asta este Uranus. Uranus este o planetă extraordinară, care are și ea câteva inele. De altfel, toate planetele gazoase au inele. Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Mai departe să-l vedem și ultima planetă, Neptun. Mergem mai departe să vedem ce a rămas. Dacă a mai rămas ceva. Soarele. Care e Soarele? Ăla din stânga sau ăla din dreapta? Toate sunt Soarele. Dețineți minte, copii, și părinți. Soarele nu are colțuri. Să nu întrebați pe astronomi să vă arate colțurile stelelor. Nu există. Stelele sunt cât de cât rotunde. Unele sunt rotunde, 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 ca Soarele, care e foarte rotund, și unele sunt ca o minge de ruibii. Știți de ce? Pentru că se învârt foarte repede. Uite, cum se învârte ăștia mici pe aici? Mergem mai departe un pic. Mai avem un minut jumate. Mergem mai departe. Dacă nu mergem mai departe... Astea sunt stelele, sigur că mergem și mai departe, că am ratat slide-ul ăsta. Credeți că Pământul va avea inele vreodată? Dar de ce? De ce să nu visăm că vom avea și noi inele? O să facem inele noi dacă nu există. Nu e gazos. Mai departe, repede, mai avem un minut. Cum s-a format Universul? Pentru această întrebare vom răspunde un pic mai târziu, pentru că avem un invitat special. Ia să vedem dacă nu e atent Adrian, mai vedem un slide, pentru că nu e atent. Hai să vedem un slide. Așa. Planete pitice. Deci avem planete pitice, mai avem asteroizi, mai avem comete și mai avem tot felul de lucruri în sistemul ăsta solar. Și vă întreb ăla mic din dreapta, de jos, cum se numește cu inimioara aia pe el, știți? Pluto, bravo! Hai, ia o revistă. Uite, bravo. Și vezi acum, că ai și un formular de înscriere la concursul de robotică și mai sunt doar 4 zile și se închide. E încurcat de tot.
lasă să-l scrii. Dar eu de ce nu mă înscriu? Pentru că tu n-ai cumpărat revistă. N-am cumpărat revistă. Bine, eu vă mulțumesc, vă aștept un pic mai târziu. Ne vedem cu prezentarea pentru eclipsa din Antarctica. Dacă vreți să mergeți acolo, vă iau cu mine. O să vă povestesc de ce mergi, o să-l întrebăm, o să-l descoasem să aflăm de ce vânează el. Vă mulțumesc. Eclipsa. Până atunci, aș vrea să dau telefonul domnului profesor Andrei Dorobanțu, cu care am crescut. Unul dintre puținii jurnaliști de știință și ne va povesti despre IFIN, unul dintre cele mai mari institute din țara noastră, fără de care revista Știință și Tehnică n-ar mai fi fost. Mulțumesc frumos! Întâi și întâi mi-a spus că îmi dă telefonul, dar mi-a dat numai microfonul. Al doilea, IFIN-ul este în continuare cel mai mare institut de cercetări științifice din România și anul acesta împlinește 65 de ani de când a fost inaugurat Institutul la Măgurele, unde suntem noi. Acum, titlul meu s-a schimbat tot timpul și mi-a făcut Adrian surpriza să-mi pun acolo numai IFA 65. Și așa că m-am gândit să schimb total tot ce am vrut să spun și să vă spun un singur lucru. Aici suntem, cum se spune în Star Trek, generația următoare. Sunt toți copii, mai mici, mai mari. Tu ești la școală? În ce clasă ești? Înseamnă că studiezi muzică, da? Și la ce cânti? Eu cânt la pian. Ca mine. Eu sunt la școală și trec pregătitoare. Bravo! Deci, tot ce se întâmplă în știință în momentul ăsta, mai ales după 65 de ani, de când s-a făcut institutul nostru la Măgurele, este pentru voi. Și pentru că a fost o zi așa de frumoasă ziua asta, nu vreau să renunț la tot ce am vrut să vă povestesc și vreau să vă spun un singur lucru pe care îl spun cu toată dragostea și pentru voi și pentru părinții voștri și pentru bunicii cu care ați venit aici. Și vreau să vă spun lucru pe care imediat o să vi-l propun. Dar vreau să vă spun că toată asta a pornit de la o întrebare pe care am auzit-o de la un copil care s-a uitat la mine și mi-a spus: aș vrea să-mi spui ce lucru bun ai făcut tu astăzi. Foarte grea la care să răspunzi. Și atunci, vrei să vii lângă mine să mă ajuți? Cum te cheamă pe tine? Maia, și pe mine mă cheamă Andrei. Am luat-o pe Maia lângă mine și vă vorbesc tuturor. Și dacă mă aude, Adrian mă aude și el. Vreau să vă fac o propunere. Vreau să vă fac o propunere. Și asta o fac și prin intermediul părinților cu care sunteți și a bunicilor și a tuturor. Te ascultăm, Andrei. Da. Care este propunerea? Propunerea mea, o să spreadă la mine și îmi iau bătaie după ce plec de aici. Propunerea mea este să facem un parteneriat între
și să vă încercăm să vă promit că următorul sau următoarele articole din știință și tehnică o să scriem împreună. Asta semnând că de la voi aștept întrebări. Eu vă pun pe urmă întrebări și voi răspundeți și strângem întrebările și răspunsurile voastre și ale noastre și facem un articol. Te rog. Întrebări despre ce? Despre ce vrei? Întrebări despre lumea în care trăim. Exact cum spune Adrian. Despre lumea care, în care trăim. Întrebări dacă te sperie ceva, dacă te îngrijorează ceva, dacă îți dorești ceva, dacă te interesează un lucru, ai auzit un cuvânt și nu știi la ce se referă. Și atunci spui reușim să facem. Nu prea știu cum o să facem practic, cum să putem să luăm legătura voi cu noi și noi cu voi. Avem foarte, 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 foarte multe variante. Una dintre variante ar fi să intre pe internet și să se înscrie la tabăra pe care institutul organizează în fiecare an și despre care o să aflați. Este o tabără extraordinară de știință pe care, fiind împreună cu mai multe institute, o organizează. A doua variantă este să ne dați telefon. A treia variantă este să ne scrieți pe contact@roșștiințașitehnica.com. Foarte simplu. contact@roșștiințașitehnica.com și noi o să răspundem. Dar rugămintea este, Andrei, să repeți încă o dată provocarea, pentru că în momentul ăla s-a întrerupt legătura. I-am spus că se întrerupe, dar asta este și tuturor mi se întâmplă. Când avem ceva important de spus, intră băieții și ne ascultă și ne întrerup legătura. Cred că intenționat am făcut-o, dar nu eu, uite, declar. Deci, propunerea pe care am făcut-o și este și din partea Revistei Știință și Tehnică și a institutului meu și a mea, să devenim parteneri în știință și împreună să scriem articole, să punem întrebări, pentru că lucru cel mai important pe care trebuie să învățați să-l faceți este să puneți întrebări. Da? Să puneți întrebări. Și ca să vă închei acum, să nu vă plictisesc, ca să vă spun, Adrian a spus că e un foarte mare institut, sunt și alte foarte mari institute din lumea asta și o să auziți din când în când pe cineva care întreabă la ce ne folosesc institutele astea, ce să facem. Și acum, stai lângă mine, să nu pleci. Vreau să vă întreb două lucruri. A vorbit mereu Adrian acum de internet, de tot. Sunteți obișnuiți cu internetul, da? www, ce vă spune? Unde ești? Ce mai pleci, mă, de acolo? Măi, Adriana! www înseamnă World Wide Web. Touchscreen. Vă rog să țineți minte de la mine. Touchscreen-ul a fost inventat tot la CERN în 1973. Și de ce a fost inventat la CERN? Pentru că puseră acceleratorii de particule să aibă energii foarte mari. Și astea de particule merg cu viteza luminii, practic, pe acolo. Și atunci ei trebuiau să urmărească. Se controla la... Era un computer care supraveghea toată povestea, dar până când dădeai o comandă, alea dispăreau. Zi! Dar cum mergea touchscreen-ul? Touchscreen-ul, deci... Bent Stumme s-a numit, era danez și nu puteau să facă, să urmărească traseul particulelor. Și atunci, de ce? Că puteau să-l urmărească, dar trebuiau să dea comenz. Și până când scrii comanda la calculator și dai enter, salut! Aia este Zanzibar. Și atunci Ben Stumm mi-a spus, băi, noi suntem ingineri, nu? Noi, eu, 73,
Cât-o-i fi eu de Matusalemi, tot nu eram capabil de așa ceva. Și oricum nu eram capabil, el era inginer. Și a spus ce au inginerii? Rezistențe, condensatori și bobine. Și atunci a meșterit acasă un dispozitiv care să permite să pui degetul și să ai automat imaginea din accelerator atunci când s-a întâmplat. Scuză-mă, Andrei. Mă scuzi? Să fii te rog atent. Ok. Să nu te lovești, da? Ați venit aici cu un laborator mobil și vrei să ne vorbești despre touchscreen, despre... Și nu ne spui cu ce a venit aici? No, eu nu vorbesc despre asta, vorbesc colegii mei care sunt acolo. Astăzi aveți un detector de muon. Ați auzit cuvântul ăsta, muon? Neonul e chestia care luminează în casă, nu? Muon, da? Bun. M-U-O-N. Da? Vă spun foarte simplu. V-ați uitat vreodată la box? Da? Bun. Boxerii sunt toți la fel sau sunt pe diferite categorii? Dăm exemplu de niște categorii. Nu știu niciuna pentru că nu m-am uitat. Cocoș, pană, deci, grea. Hai să zicem că luăm din ele categoria ușoară, care sunt pe la 50 ceva, 60 de kilograme și categoria mijlocie sunt pe la 70-80 de kilograme. Da? Ei, de electroni ați auzit. Da? Electronii în familia lor sunt categoria ușoară. Mionii sunt frații sau verii electronilor și sunt categoria mijlocie. Și mai există și o categorie grea, care se numesc taon, și toată fizica particulelor încearcă să se lămurească ce fac, de ce fac și cum sunt în legătură între ei. Deci, cam asta aș vrea să facem. Vă aștept întrebările, vă pun și eu întrebări. Puteți... Da, zi tu. Cum te îngrăi pe planeta Pământ? Te rog să mă ierzi, n-am auzit. Cum putem trăi pe planeta Pământ? Cum putem trăi pe planeta Pământ? Eu o să-ți răspund imediat după asta, dacă o să-mi dea voie, Andrei. Nu. Nu-mi dă voie, Andrei. Da, scuze. Eu îți dau răspunsul meu. Putem trăi în mai multe feluri. Putem trăi pur și simplu hrănind corpul ăsta ca să trecem de la o zi la alta, ceea ce nu este de ajuns. Și mai putem trăi cu adevărat. Dacă trăim numai așa, putem spune că supraviețuim. Dar ca să trăim cu adevărat, trebuie să folosim chestia asta pe care o avem toți pe noi și care se numește cap și care are înăuntru lui un creier și creierul ăsta ne ajută să gândim. Și cu asta trebuie să facem. Acum, un singur lucru mai spun și pe urmă îi dau lui... După aia mai mă întreb ce mai vrei. Ții minte ceva dacă te rog? Numele meu. Da, stai puțin. Uite, facem așa. Eu îți dau o carte de vizită ca să ai tu asta, da? Și ai și telefonul, ce? Ai telefoanele mele, primul telefon și prima adresă de mail. Și primele găsește și dintre colegii tăi și prietenii tăi și trimite-ți-mi primele întrebări pe care vreți, da? Eu vă mulțumesc! Mulțumim, Andrei, aplauze! Păi, vrei să discutăm de ce sunt extraterestri în spațiu sau de ce nu putem trăi în spațiu? Pentru că noi trebuie să, ca să trăim, trebuie să respirăm o chestie care se numește oxigen. Și pe măsură ce urcăm în spațiu, oxigenul ăsta dispare și de-aia nu putem să trăim. Și mai sunt și alte lucruri mult mai interesante. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Andrei!
Înainte de a da cuvântul prietenilor de la... Sunt acolo, da? Sunt pregătiți? INFP? Știu, am văzut. Vreau să vă întreb dacă știți ce este asta. Ce este? Ce fel de card? Și din ce este el făcut? Nu, are un pin, dar din ce este el făcut? Din plastic. E, vreau să vă spun că această cantitate de plastic o ingerăm fiecare de noi într-o săptămână. Cum adică? În apa pe care o bei sunt microparticule de plastic. În fiecare sticlă de plastic pe care o vedeți. Găsim particule de plastic în nisip, în pământ, în apă, în aer. Totul este poluat. De aceea este important ca planeta să o păstrăm curată. De aceea este important să reciclăm. De aceea avem acolo, în partea dreaptă, un aparat de reciclat doze de aluminiu, care este de asemenea foarte toxic. Dar în momentul de față, cea mai mare problemă a Pământului, în afară de schimbările climatice, o reprezintă plasticul. Există un studiu care spune că în 2035 vom avea mai mult plastic în ocean decât pești. Și acum aș vrea să dau cuvântul unor persoane mai optimiste decât mine, care totuși se ocupă de cutremure? De cutremure. Știți ce e la un cutremur? Ce e la un cutremur? O mișcare? Merge? Merge, merge. Cutremur! Nu, încă nu este niciun cutremur. Stați liniștiți sau nu stați liniștiți. Nu am venit aici să vă spun când va fi următorul cutremur major, pentru că la un moment dat o să fie. Au fost în trecut, nu avem niciun motiv să credem că ele nu vor fi. Dar nu vă speriați, cutremurele sunt destructive, dar sunt și distractive câteodată. Așa. Revenim la o întrebare importantă. Ce este un cutremur? Spuneați că știți ce este un cutremur? O să facem la început un experiment. Nu spunem cu vorbe, dar am nevoie de 5 voluntari forțoși. Veniți, cei din față, primii veniți, primii serviți. Oioi! 5, uite, ne oprim aici, punem o linie. Da, da, da. Da, 5 voluntari, cei mai mari. Haideți! Vreau voi de aici, imediat puteți să faceți și acasă și la școală. Vă arătăm principiul. Cum să vă explicăm noi ce este un cutremur, mai ales că suntem o generație întreagă și eu care nu a simțit un cutremur major. Ultimul a fost în 1977. Au fost și în 86, au fost și în 90, dar voi erați chiar prea mici, și eu eram mic. Ok, facem exercițiul cu voi ca să înțelegeți ce este un cutremur și, mai important, ce sunt undele seismice. Și pe urmă facem legătura cu cutremurele de pe Pământ, dar cele de pe Lună și Marte. Ok? Vreau să stați într-un lanț, de la mine până la colega mea. Așezați-vă într-un lanț și țineți-vă așa de mână, de brațe, dar țineți-vă strâns. Și voi, și voi, și voi. Până aici, ok. Putem să avem și pagube să spargem aceste vitrine de sticlă, nu sunt deloc ancorate, e ok. Despre pregătire vă vom vorbi mâine. Acum vă ilustrăm alte principii. Ok, ne oprim aici. Bun, țineți-vă foarte, foarte bine. Pentru că veți fi zguduiți. Sunteți pregătiți să simțiți ce este un cutremur pe pielea voastră? Ok, eu o să fiu cutremurul. Sunt și cutremure din cauze artificiale, să știți. Deși exploziile nu sunt chiar cutremure și undele generate de ele. Dar, vă țineți bine? Hai să vedem. Dacă eu sunt cutremurul, colega mea o să fie clădirea. Ne-ar folosim imaginația și ne imaginăm cum am fi întorși la 90 de grade în pământ. Cutremurele se petrec de obicei în pământ, la 5-10 km. În România sunt și cutremure mult mai adânci, la 60-180 de km adâncime. Și am să provoc suficient, am să eliberez suficientă energie, pentru că asta este cutremurul, o eliberare bruscă de energie, încât să mișc clădirea de pe partea cealaltă. Sunteți gata? Da.
Ok, hai să încercăm să păstrăm o linie, pentru că deja eu ce am făcut? V-am împins, deci am eliberat energia, am împins-o către voi, teoretic în linie dreaptă. Ceea ce trebuia să vedeți dacă stăteați foarte bine strâns era o undă P, cea care ajunge prima și cum o simțim la suprafață. Deci noi suntem în pământ, întorci la 90 de grade. Cum o simți la suprafață? Ca o mișcare pe verticală sau pe orizontală? Eu propun să mai încercăm o dată. Verticală. Pe vertical. Ceea ce nu e așa de problematic pentru clădiri. Dar hai să vină și unda secundară. Eliberare de energie, mișcare pe mai multe părți. Vă țineți bine, bine, bine? Ok. Cutremurul din 77 a durat cam un minut, la cam 20 de secunde au început să vină undele acestea secundare. De ce? Pentru că din cauza balansului pierd mai mult timp pe drum și ajung mai târziu. Ei, atunci încep problemele la clădire acolo, deși într-adevăr se mai poate atenua din energie. Dar ați simțit ce e un cutremur? Este plăcut? Da! Se pare inconfortabil. E, gândiți-vă, clădirii, așa, la mișcarea asta secundară, cum a simțit din capăt mișcarea? Pe verticală sau mai mult pe orizontală? Cred că pe... Cred că pe verticală? Pe orizontal! E, ne-a simțit mai mult pe orizontală, pentru că a venit așa și eram 90 de grade. Ok, mulțumesc foarte mult, sper că nu sunteți răniți. Cam acesta este un cutremur. E... El, într-adevăr, poate să fie periculos pentru clădiri, dar el vine și cu alte avantaje. Cum credeți că am descoperit noi cum este alcătuit Pământul? Până la cât? 6500 de kilometri, aproximativ 6470 de kilometri adâncime, când cel mai adânc foraj a fost până la... O idee? Cât am săpat cel mai mult în jos, în Pământ? Până la 1000 de kilometri, 2000 de kilometri, nu. Cam până pe la 13 km și cu mari, mari eforturi. Ei bine, undele astea seismice generate de cutremure ne dau indicii foarte clare cu privire la cum este alcătuit o planetă. Într-adevăr, au apărut seismometrele, aparatele care înregistrează aceste unde seismice și ele sunt destul de sensibile încât dacă e un cutremur acum în Japonia sau în Pacific și sunt foarte multe acolo, deci să nu ne plângem neapărat în România că avem și aici cutremure, dar acolo sunt mult mai multe. Ele călătoresc undele seismice generate de cutremure până în România și inclusiv INFP cu cele 160 de stații pe care le are pe teritoriul României înregistrează atât cutremure din România cât, dacă sunt suficient de mari, mă refer la magnitudini peste 6, cutremure și din întreaga lume. Și explozii nucleare și explozii de meteoriți, eventual și toate lucrurile astea. Și astfel, dincolo de partea socială, ce se întâmplă cu casele, ce se întâmplă cu barajul de la lacul Mori în timpul unui cutremur, ok? Înțelegem și din ce este alcătuit o planetă. Dacă are mișcare, planetele sunt și ele organisme vii până la urmă, nu? Cum ai magmă cu lavă în pământ. Întrebare, câți dintre voi ar vrea să locuiască pe Marte? Mâinile sus! O întreagă generație de marțieni se vede deja. Tu ai vrea să locuiești, Alina, pe Marte? Eu cred că da, sunt foarte curioasă cum stau lucrurile acolo. Și tu vrei? Ok. Dar acolo vă dați seama dacă o să locuiți, o să avem tot felul de probleme. Cum ar fi să avem și cu tremure și problema seismică pe Marte? Și-a pus cineva întrebarea, ei bine, cercetătorii și-au pus chiar și întrebarea asta dincolo de întrebări mai fundamentale, cum ar fi, cum... Și ce are în interiorul său planeta Marte? Poate supraviețui cineva acolo, vor trebui bine ancorate lucrurile pe viitoarea stație de pe Marte. Da, au fost niște misiuni acolo, 12, 14, 15 și 16, în cadrul cărora s-au instalat niște seismometre pe Marte, pe Lună, îmi cer scuze, pentru a vedea cum este starea acolo. În imaginea nucleată putem să vedem niște astronauți chiar fac asta, simulează cum instalează un seismometru. Exact. De aici o las pe Alina să preia, pentru că Alina este una din tinerele noastre cercetătoare care chiar se instruiește și în modul mai nou de interpretare al unor seismograme înregistrate pe Marte, ele fiind înregistrate și pe Lună.
și Alina Frei de aici. Aici putem să vedem un clipuleț despre un astronaut pe lună care a încercat să instaleze un seismometru în cadrul Apollo, misiunii Apollo 12. Au reușit să înregistreze niște cutremure? Cam câte crezi? Foarte multe. Vorbim deci de Apollo 12, dar chiar și în cadrul misiunii Apollo 11, prima misiune cu oameni pe Marte, primii oameni care au ajuns pe Marte, ei au lansat acolo și au instalat și un seismometru. Chiar dacă n-au înregistrat atunci cutremur, în Apollo 12 deja avem primul cutremur înregistrat de un seismometru pe lună. Suntem pe lună. Da, pe lună. 1969. Dar care credeți că este cauza? Ce produc acolo cutremurele? Pentru că nu avem plăci tectonice. Spuneți! Impactul cu meteoriții sau cu alte corpuri cerești. Cum avem și în imaginea prezentată, vedem cum suprafața este foarte afectată de impactul cu meteoriții. Putem să vedem aici niște înregistrări ale cutremurelor de pe lună. Au fost identificate cutremure și la suprafața acestei formațiuni, adică au fost identificate cutremure la adâncimi de 25-30 de kilometri, dar au fost înregistrate și cutremure la peste 700 de kilometri adâncime. În partea dreaptă putem să vedem niște seismograme ale cutremurelor de pe Marte, de pe lună, îmi cer scuze. Dar știți cam cât durează un cutremur acolo în comparație cu un cutremur de pe Pământ? Cât durează un cutremur pe Pământ? Câteva secunde? Câteva minute? În jur de 10 minute. E, treaba asta cu durata oricum este mai relativă. Depinde unde ești și una simțim noi ca durată, una percep aparatele. Pot să fie minute, asta e clar, pe Pământ. De la câteva secunde până la câteva minute. Ok, dar pe lună cum stau? Pe lună însă nu avem niciun factor care să atenueze aceste munte seismice și atunci pot să dureze și o oră. Cum v-ați simțit dacă v-ar scudui o oră? Eu nu mai vreau să locuiesc pe lună. Dar cât de puternice au fost? Sigur ne-a răspuns la asta. Cu siguranță. Magnitudinile au fost cuprinse între 3 și 5,5. Echivalent pe scara Richter. 5,5 destul de mări cel, adică. Poate produce pagube dacă e un cutremur aproape de suprafață, cum sunt cele din Banat în România, dar dacă e în Vrancea 5,5 adânc, e ok. Îl simți, dar nu e așa rău. Da. Ce știi despre dimensiunea Lunii? Este mai mică decât Pământul sau mai mare? Mai mare. Cum să fie mai mare? Este mai mică, nu? Nu o văd, dar pare mai mică cum mă uit aici. Putem să vedem aici o animație foarte interesantă despre Pământ, Marte și Luna. Vedem dimensiunile. Vedeți, Luna este cea mai mică, apoi Marte, apoi Pământ. Dacă ne uităm acolo în dreapta, putem să vedem cum... Uite, aici vorbim de planeta Marte, intră de vreo 6 ori în volumul Pământului. Bun, chiar și așa este destul spațiu de backup pe Marte pentru câteva milioane de oameni. Da. Dacă tot vorbim de Marte, ce părere aveți despre cutremurile de acolo? Credeți că există? Are Marte plăci tectonice? Sunt cutremuri pe Marte? Da. Cred că da. Și ce le provoacă? Asteroizi? Revenim o secundă pe Pământ, de pe Marte. Cumva Cristian și Bogdan Puiu, dacă mă aud, îi rog foarte mult să lasă planetele și să vină la tatăl lor. Mulțumesc! Cristian și Bogdan Puiu. Cristian și Bogdan să vină în față. Da, mersi! Ne întoarcem la Marte. O să vă povestesc despre o misiune NASA în colaborare cu mai mulți cercetători internaționali. InSight este un proiect care a luat naștere în 2012, atunci când proiectul a fost selectat. Este un roboțel care a fost lansat spre Marte în mai 2018. În noiembrie, adică doar la câteva luni, el ateriza pe Marte. De ce ne interesează pe noi acesta? El are incorporat un seismometru care înregistrează cutremurile de acolo. Spune-te, rog, că aveai o întrebare.
Păi distanța este foarte mare, o să vezi și o imagine cu orbita pe care a urmat-o această rachetuță. Da, care a fost scopul misiunii? Ei au vrut să vadă dacă într-adevăr sunt cutremure pe Marte, să le înregistreze, să vadă cât de mari sunt și prin intermediul lor să identifice care este structura planetei Marte și bineînțeles să vedem cum s-a format și astfel să vedem echivalentul cu planeta noastră. Uite, asta este orbita pe care a călătorit roboțelul. În centru avem Soarele, da? Vedem cu albastru traiectoria, rotația Pământului în jurul Soarelui. Știe cineva cât durează până face o rotație completă? Spune! Să știm și pentru altă. 12 luni, da? Și Marte? 24 de ore și 12 luni. Luni, da. Și Marte cam cât? 24 de luni, aproape dublu față de Pământ. S-a calculat foarte bine această traiectorie. De exemplu, vedem primul cerc albastru. Acolo a fost Pământul în momentul în care roboțelul nostru a fost lansat. Vedem bulinuța a doua albastră. Acolo se afla Pământul când a aterizat din site-ul nostru și s-a calculat un unghi astfel încât el să aterizeze o distanță cât mai mică, să parcurgă o distanță cât mai mică. A fost totul calculat, bineînțeles. Putem să trecem mai departe. Vă întrebați acum, bine, dar Marte este mare. Cum am știut noi unde să-l trimitem? Ce părere aveți? Cum am ales locația de aterizare? Da, și asta. Zona în care aterizați se numește Elysium Planitia. Avem aici o hartă plană a planetei Marte. Ce vedem cu albastru înseamnă niște altitudini foarte scăzute. Ce vedem cu culorile roșu și alb înseamnă că avem niște forme de relief foarte înalte, adică niște munți foarte, foarte mari. După cum vedem, impactul cu meteoriții este și aici prezent. Dar în zona de Elysium Planitia avem mai puține cratere formate de acest impact și atunci zona a fost aleasă tocmai pentru că lander-ul nostru, pentru că InSight este un lander, este mai bine protejat acolo. Spune. Dincolo de asta, în apropierea lui, se presupunea și că există activitate vulcanică. Exact. Și unde ai vulcani, ai cutremure. Bine, unde ai cutremure, nu ai neapărat vulcani. Dar asta a fost alt lucru care a dus la această alegere. Putem să vedem aici niște forme de relief de pe planeta Marte. Putem să vedem muntele Olympus, care este cel mai mare munte determinat pe Marte, care are undeva la 22.500 de metri, în comparație cu Everestul nostru, care are aproape 8.800 de metri. Putem să vedem de asemenea cratere formate în urma impactului cu meteoriții și să o numim falie în ultima imagine. De fapt, ce este acolo? Pentru că nu avem cum să fie falie dacă nu avem plăci tectonice. Ce crezi că este, de fapt? Este o fisură. Este cauzată de contracția bruscă a planetei atunci când se răcește foarte mult. Roboțelul nostru InSight arată așa. Putem să vedem instrumentele sale, o sondă cu care forează în pământ pentru a identifica temperatura solului, panouri solare care captează energia solară pentru a-și desfășura activitatea, seismometrul nostru, care ne interesează foarte mult, și, bineînțeles, alt senzor pentru determinarea parametrilor de presiune, de temperatură, de vânt. Cam așa arată el. Aici avem o reprezentare, niște seismograme de la mai multe cutremure. Primul este un cutremur de pe Lună, apoi cutremurile de pe Pământ și de pe Marte. Cam asta sunt asemănările și deosebirile pe care le putem observa de aici. Acestea fiind concluziile, s-au înregistrat atât pe Marte cât și pe Lună sute de cutremure cu magnitudini moderate, să zicem. Adâncimile la care s-au determinat au fost asemănătoare ca pe Pământ, pot spune. Și avem și un update legat de rezultatele de pe Marte. Tocmai ce s-a determinat faptul că crusta lui Marte este mai subțire decât se așteptau cercetătorii, mantaua are un singur strat, adică este mult mai simplu de Pământului și nucleul este mai mare. Și dacă vreți să comparăm aceste dimensiuni, puteți vedea de altfel și la standul nostru INFP de pe Alea Alăturată și cel mai mare glob din România printat 3D cu Pământul, care prezintă și structura sa internă. Veniți acolo și puteți vedea și toate informațiile legate de această misiune InSight pentru a avea o idee dacă
Marte seamănă sau nu cu Pământul, cel puțin pe interior. Cum spuneam, și pe Marte sunt cutremure, dar din ce am înregistrat până acum, nu trebuie să ne facem mari griji cu privire la riscul seismic când o să locuim acolo. Dar lucrurile rămân în continuare valabile. În 2018 am aterizat acest lander. S-ar putea să mai stea acolo 2 ani. Sperăm să mai aibă energie, pentru că este o problemă destul de mare cu praful depus pe panourile solare. Ok? Lucrurile astea se întâmplă acum și sunt foarte interesante și, dincolo de oameni pe Marte, sunt alte aspecte pe care trebuie să le avem în vedere, da? Vă mulțumim frumos! O să rugăm mai departe pe domnul Daniel să vină să susțină prezentarea. Mulțumim foarte mult! Sper că v-a plăcut! Bună seara! Numele meu este Daniel Ursescu, sunt cercetător. Sunt cercetător la... Nu le spune, Daniel. Secret, rămâne secret. Dar nu le spune, stai un pic așa, nu intrăm așa brusc în prezentare, stai un pic. Cine a văzut Star Wars? Așa puțin au văzut? Războiul Stelelor? Cu ce se lupta Vader? Ce fel de laser? Ce culoare? Nu e adevărat. Ce culoare avea sabia lui Vader? Și Obi-Wan? Obi-Wan. Albastru, da? Hei, la Măgurele există un laser, dar care nu este roșu, nu este nici albastru, ci le include pe toate, nu? Este invizibil, chiar. Pulsurile laser de la laserul nostru sunt în zona de infraroșu. Și vreau să vă spun despre acest laser. Este cel mai puternic laser din lume și chiar funcționează la noi aici, în, lângă București, la Măgurele, unde sunt mai multe institute de fizică, printre care și cel de fizică și inginerie nucleară Horia Hulubei. Schimbă slide. Și am o întrebare. Cine știe cum funcționează un laser? Să ridicăm mâna sus! Bun, deci trebuie să vă spun cum merge laserul, da? Laserul este bazat pe un material foarte special, care este cunoscut sub numele de mediu activ. Este un material care emite aici colo câte un foton, câte o bucățică de lumină, și această coantă de lumină, o vedeți aici în stânga, se duce prin mediu și întâlnește alte bucăți de material de mediu activ și extrage de acolo alți fotoni. Convinge și alți fotoni să vină împreună. E un fel de proces în cascadă. De fapt, e ca și cum ai ști cu prietenii la joacă. Îți iei un prieten, cei doi se duc și mai cheamă fiecare că un prieten și așa mai departe. Și procesul este în cascadă și vedeți că la sfârșit, după ce fiecare și ia toți prietenii, se duc toți împreună și avem foarte mulți fotoni, foarte multe cuante de lumină care merg împreună în aceeași direcție și bucuroși dansează împreună în același ritm. Următorul. Bun, acum, asta este inima unui aparat laser, dar cum, care sunt toate părțile lui? Sunt aici, în această prezentare, în acest grafic, vedeți, este mediu activ, deci locul unde se produce această lumină și se amplifică. Și în plus avem nevoie de ce? De să punem energie în acest material, că el nu emite lumină așa, fără să aibă de unde. Trebuie să-i punem energie în el, asta este pompajul de energie. Și avem, în momentul în care punem energie, avem acest mediu activ, funcționează cum trebuie. Și lumina este emisă de-a lungul mediului activ. Și pentru a avea cât mai mulți, a scoate cât mai mulți prieteni fotoni, afară, practic, se plimbă între două oglinzi. Vedeți, avem două oglinzi, una perfectă și una cu transmisie parțială, iar lumina, după ce se plimbă între cele două oglinzi de mai multe ori, iese afară prin acea oglindă cu transmisie parțială și aceea este lumina laser, pe care am văzut-o chiar mai devreme. Era un băiat aici care dădea pe ea. Bun. Flick. Acesta este sistemul laser pe care îl știm cu toții și l-am văzut de atâtea ori. Îi se mai spune și oscilator laser. Mulțumesc! Laser, frate! Și click. Dar putem să mai facem un lucru. Să mai punem încă un mediu activ. Și atunci facem același lucru, punem mediu activ, pompajul de energie, click. Și practic amplificăm mai departe, creștem intensitatea luminii laser cu acest amplificator laser. Click.
Deci această parte se cheamă amplificator laser. Deci există oscilatoare laser și amplificator laser. Click, next click. Așa. Și practic, oamenii și-au pus problema cum putem să producem pulsuri foarte, foarte intense. Și au luat oscilatoare, au produs pulsuri mititele laser și scurte de altfel. Și le-au băgat în amplificatoare și au obținut pulsuri foarte intense. Vedeți, au început cu pulsuri mai mititele și au ajuns la pulsuri mai. Click. Dar problema este că nu putem să amplificăm pulsurile astea laser la nesfârșit, pentru că începem cu un puls care arată frumos, așa, vedeți fascicul laser, mai bine nu vă uitați la el, că cu cine știe de câte ori poți să uiți într-un laser? De două ori, o dată cu ochiul stâng și o dată cu ochiul drept, după aia nu mai vezi. Așa, deci nu vă uitați în laser, da? Bun, deci fascicul laser arată așa frumos, rotund, însă dacă încerc să-l amplific din ce în ce mai mult, la un moment dat nu mai merge, se începe să se să capete așa pete, se îmbolnăvește, face bube. Se cheamă filamentare procesul și nu pot să merg mai departe și atunci click, au venit Donna Strickland și Gerard Mourou și au venit cu o idee cum să fac să amplifice la energie mult mai mare aceste pulsuri ultrascurte și click. Și au început cu un oscilator, click, care generează aceste pulsuri scurte, click. Și după care au venit cu această idee genială să lungească pulsurile în așa fel încât să nu mai, să nu mai fie așa de intense, click, și apoi să le amplifice. Și după ce le amplifică, click, ce credeți s-a întâmplat? Le-au scurtat la loc. Deci, practic, au luat pulsuri scurte, le-au lungit, le-au amplificat și le-au turtit la loc, le-au făcut scurte. Și pe felul ăsta au reușit să facă pulsuri de sute de mii de ori sau de milioane de ori mai intense decât orice alte pulsuri laser de până atunci. Click, next click. Așa. E, și laserul nostru, cel mai puternic laser din lume, unde este? Cine știe unde este cel mai puternic laser din lume? La Măgurele, perfect, bravo! Foarte bine, la Măgurele. E încredirea aia de acolo de sus, o vedeți? E frumos, e cu verdeață, cu răcoare, în fine. Și sala laser, o vedeți la mijloc. Asta este sala în care stă laserul. Are o lungime de 70 de metri și o lățime de 40 de metri. Și conține nenumărate părți pe care tocmai mi le-am povestit și o să le arăt în slide-ul următor. Dar vedeți aici niște laser de pompare, astea sunt sistemele astea care donează energie în mediile, de, mediile active laser. Jos aveți așa cum arată zonele experimentale la noi și acolo în dreapta poți de la primul experiment care s-a făcut vreodată la LMP. Este sala de control cu toate fascicule laser intermediare afișate pe ecran. Click. Și iată cum este sistemul nostru laser. Acum toată lumea știe tot ce trebuie ca să-și facă și el un laser din ăsta acasă. Avem oscilatoarele, click. După oscilatoare avem mai multe amplificatoare. Vedeți, sunt două brațe. Două brațe paralele, deci oscilatorul dă pulsuri care sunt împărțite de o parte în primul braț și o parte în al doilea braț, click. Și din amplificatorile astea energia este trimisă în niște compresoare, vedeți că avem compresoare, click, în niște zone experimentale unde facem tot felul de minuni științifice, click, sau mergem cu compresoarele alea mari când ajungem pulsul la foarte multă energie, de sute de juli, compresăm și ajungem la 10 petavați, este o putere uriașă, click, și aceste pulsuri foarte mari, care sunt așa ca o pizza din aia, de party pizza, de 50 de centimetri diametru, 55 de centimetri diametru, dar au o grosime de 6 microni, deci sunt foarte subțiri, mai subțiri decât o foaie de hârtie, sunt trimise prin niște sisteme bidate la zona experimentală, click. Despre laserul nostru am scris totul într-un articol, cine vrea să-l citească, doar 16 pagini, cu toate detaliile tehnice, pentru cei avansați, click în acest jurnal publicat și toată lumea are acces la el. Asta este, dacă credeți că e complicat laserul dinainte, să știți că asta este o variantă simplificată a schemei cum funcționează, da? Și ce vedem acolo? Vedem oscilatorul titan safir acolo, pătrățica aia citată. Și o grămadă de alte bucățele care sunt ori laser de pompaj, ori amplificatoare, ori compresoare, ori așa, click. Deci cam așa este un braț. După care, după ce amplificăm acolo, avem, transportăm aceste pizza de, cum am zis, de 55, family pizza, dar de 55 de centimetri, în vid. Dacă le-am încercat să le transportăm în aer, s-ar face bube din alea, ar filamenta.
Și atunci ar trebui să avem și acest sistem de distribuție a fascicular. Sunt niște țevi uriașe așa de 80 de centimetri diametru și totul merge în vid din el. Plic. Asta e doar o imagine când încă se putea filma acolo. Acum este fiecare metru pătrat din această zonă de 40 de metri lungime este ocupată cu echipamente științifice avansate. Plic. Asta îi spunem noi sistemul de transport fascicul de 10 petabați. Și am demonstrat în august anul trecut, am avut două campanii de tras la 10 petabați și într-una direct back. Înapoi, adică. Bun. Am demonstrat că am dat mai multe pulsuri de 10 petabați. Când, ca să vă spun așa, ce înseamnă asta? La o facilitate petabat de acum 10 ani, când făceam eu doctorat în Germania, trăgeam o dată pe oră un puls de câteva sute de terabați până într-un petabat. Acum noi am tras în 3 minute, de la 3.22 la 3.24, am tras 3 pulsuri de 10 petabați. Deci știința a avansat foarte mult, tehnologia a avansat foarte mult și acum putem să tragem la un puls pe minut, ceea ce este fantastic pentru orice echipă de cercetători din orice parte a lumii. Și acolo avem cât de lungă e durata pulsului, lățimea lui acolo este de 21 de femtosecunde. O să revin ce înseamnă femtosecunde, că poate nu știți. Următorul. Next. Click. Bine, așa, bun. Ei, pulsurile astea sunt foarte, foarte scurte. Și avem acolo în colț o poză, pulina aia de mijloc este de fapt ca o gâlmă așa, este un puls laser măsurat adevăratelea pe mapul de diagnostic la laser. Și el, dacă vedeți acolo, are, este într-o cutiuță în care are o jumătate de milimetru pe jumătate de milimetru și pe axa verticală avem timpul femtosecunde. Și am să încerc să vă spun ce înseamnă lucrurile astea. Toată energia pulsului laser este clic în acea piluță. Și înseamnă, corespunde, e așa de multă energie acolo, încât avem echivalentul a 100 de miliarde de pecuri de 100 de vați. Deci vorbim de 10 petavați. Însă, toată această putere uriașă durează un timp foarte, foarte scurt. Și este concentrată într-o pată focală foarte, foarte mică. Clic. Clic, regizor. Așa, vedem aici. Această gâlmă de lumină este concentrată. Acolo este un fir de păr, ce vedeți în imaginea respectivă. Deci, dacă toată lumea să facă ca mine și smulge un fir de păr din cap, să uită la el. Da? Și vedeți, ăla este în poza aia de acolo. Laserul nostru, când îl focalizăm, are dimensiunea de 5 microni. Deci vedeți că noi putem să scrie scrisori de dragoste direct pe firul de păr acolo. Într-o firmă de 100 de oameni. Cu pulsurile astea laser. Deci sunt foarte, foarte... Ceva excelent. Deci îl vezi cât e de subțire? Să știi că sunt lucruri. Pulsul nostru laser de 20 de ori mai subțire decât ăla. Și putem să scriem pe firul de păr, așa ca japonezii. Pe orez. E. Merită să arunci o privire. Așa, bun. Și clic. Acum, cât durează această gâlmă de lumină foarte intensă, foarte puternică? Este foarte simplu de înțeles. Se ia o secundă. Cât e o secundă? Cine știe cât durează o secundă? Tic. O împărțim într-un miliard. Ce obținem? Cine știe? O nanosecundă. Nu știați ce e nanosecundă? Știți, de acum înainte, țineți minte. A miliarda parte dintr-o secundă. După care, luăm o nanosecundă și o ca viața omului. Odată a trecut și... La ei. Așa. Bun. Și noi asta vrem să vedem, această existență, cum să-i spun eu, a acestei gârme de lumină, care a durat doar 20 de femtosecunde acolo în focus. Deci am măsurat-o, este acolo, am reușit să dăm și puterile astea de 10 petabați, următorul. Veniți, și acum să ajungem către sfârșitul prezentării. Ce o ne oferă nouă acest laser? Laserul este o formă de a controla lucrurile. De fapt, lumina este o formă de forțe electrice și magnetice care se plimbă împreună cu viteza luminii. Și în acea formă de lumină care durează 20 de femtosecunde, putem genera cele mai puternice câmpuri magnetice din lume și cele mai...
atunci când trimiți un satelit pe Marte, vrei să fii sigur că ajunge pe Marte. Un satelit, și pentru asta trebuie să fii sigur că el, acel lander sau echipament, va supraviețui în câmpurile de radiație din afara atmosferei Pământului. Acolo sunt și electroni, sunt și protoni, sunt și raze X, e și foarte frig, e și foarte cald și noi avem, vrem să facem un simulator pentru a testa sateliții în condițiile astea de extreme, de spațiu cosmic, pentru a fi sigur că atunci când îl trimitem și ajunge pe Marte, pe Lună sau, în fine, în viitor, în altă galaxie. Și avem și aplicații până în partea cealaltă, la medicină. În medicină și radiațiile au mai multe feluri de aplicații, inclusiv în farmaceutice. Și sperăm ca oameni de știință de la noi, de acolo, din IFIN și de la ILAI, să, împreună cu toți ceilalți oameni de știință din întreaga lume, să împingă știința să ajungem la lucruri care să ne facă mai împliniți. Fric! Aici aveți doar o mică parte din echipa de la noi. Este echipa de la operatorele laser din 2019, deci acum 2 ani. Și noi căutăm oameni pasionați. Voi sunteți viitorul acestui laser. Vă așteptăm să veniți la noi. Puneți mâna, învățați și aplicați. Veniți că noi avem nevoie de oameni. Deocamdată suntem la vreo 100 și ceva. Dar cu voi putem să ajungem, vreți să ajungem la vreo 300-400, da? Știu că salariile sunt confidențiale, dar așa, măcar oricât, adică merită să vii să lucrezi la ele? E de lucrat pentru salarii, dar trebuie muncit. Dar mai important nu e salariul, ci pasiune. Am înțeles, da? Și dacă sunteți foarte pasionați de fizică... Mulțumesc, cam atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc! Ne apropiem cu pași mari de închiderea prezentărilor din această seară. O să urmeze un concert Digisonic, dar până atunci aș ruga colegii de la Tehnic, dacă au acolo un rover, un Marte, o ceva să ne pună pe LED, ca să vedeți ce o să vedem mâine seară. Și un anunț foarte important, s-a pierdut un iepure. Și un copil plânge foarte tare. Dacă găsi cineva acest minunat iepure de pluș care arată cum, vine încoace lângă mine și spune: strigă-l, că dacă îl strigi la microfon sigur apare. Mie mi s-a întâmplat de multe ori. Pătrunjel, unde ești? Cum arată iepurul? Colorat. Un iepure mic colorat pe numele Pătrunjel, cine a văzut? Colorat ca un curcubeu. Hai că nu se poate să dispare de la Astrofest un iepure decât dacă l-au luat extraterestri. Dacă l-au extraterestri, facem noi o de-asta, putem să compensăm cu un avion? Merge? La cortul de la ST, avem vreun pluș? Daniela, avem ceva de pluș? Nu avem pluș. Un avion vrei? Până îl găsim pe Pătrunjel? Bine, dați-i un avion, vă rog frumos, până îl găsește pe Pătrunjel. Du-te acolo și găsești ceva până îl găsim pe Pătrunjel. Hai! Imediat venim cu prezentarea. Filip! Filip! Era sacoșa lui! Era sacoșa lui, s-a venit la mine! S-a recuperat iepurașul Pătrunjel? A apărut Pătrunjel! Ura! Aplauze pentru Pătrunjel! Vezi că e imposibil să dispară ceva de la Astrofest, întotdeauna am găsit. Hai să vedem cum este cu Marte. Imediat o să avem și o prezentare pe spate. O să vină și Cătălin Bel de lângă noi. Haideți să vedem. Claudiu Tănăselia acum a aterizat. O să vină alături de noi. Dar până vine Claudiu, haideți să povestiți un pic ca să pot să vă eliberez pe dumneavoastră și să dăm drumul la concert, nu de alta, că așa l-așteptam pe Claudiu. De ce este importantă cucerirea planetei Marte? Planeta Marte, de fapt, de ce e important să urcăm pe Everest? De ce este important să descoperim teritorii noi pe Pământ, să le cercetăm în condiții de mare risc? Mulți oameni au murit până să se ajungă pe Everest. Pentru că în gena noastră a omului
este ceva care ne îndeamnă să dezvăluim necunoscutul, să înțelegem necunoscutul. Ăsta este un motiv pentru a merge pe Marte. Dar există și motive pragmatice. O civilizație care trăiește pe o singură planetă este supusă unor riscuri imense. Amintiți-vă, n-am apucat vremea aia, dar ce s-a întâmplat cu dinozauri? A fost dinozauri sunt aici, uite. Au pățit-o ca și pătrunjel, i-a luat cineva. Au dispărut în urma unei catastrofe cosmice. Pentru a supraviețui civilizația umană, trebuie să devenim o civilizație multiplanetară. Iar Marte va deveni în următoarele decenii, cei mai tineri de aici vor apuca vremea aia, va deveni o a doua acasă pentru oameni. Hai să vedem, domn profesor, Marte, roșu, albastru, verde? Marțienii, toată lumea știe, sunt mici, verzi, cu urechi mari, se mișcă așa cam cum se mișcă lizuca mea noastră, e pe acolo, așa ca toți E.T. cum se mișcă E.T. Mănâncă căpșuni. Și noi vrem să ne ducem pe Marte, fiindcă e loc de joacă foarte mult, fiindcă acolo sunt câmpii întinse, fiindcă toți copiii au loc să se joace. Pe Marte ești mai ușor decât pe Pământ, așa că și grașii pot să spună, eu mă duc pe Marte ca să par mai slab acolo. Pe Marte este apă, dar din păcate e înghețată, e sub formă unor blocuri uriașe de gheață, sub cei doi poli ai planetei. Și Marte e o planetă pe care ne-o dorim. Uitați-vă, cei de vârsta de la Domnișoara Galbenă și până la ăștia de aici, o să puneți piciorul pe Marte. O să puneți piciorul pe scoarța planetei Marte. E o planetă frumoasă, are doi sateliți cu nume grele, urâte, Phobos și Deimos, care în grecește înseamnă spaima și groaza. Și la cei doi sateliți, pe care când o să ajungă generația voastră acolo, o să-i și ia, să-i toace în bucățele, fiindcă sunt făcuți dintr-un fel de cărbune. Din sateliți aia se va face combustibil. Avem nevoie de planeta aia. Cum spune Cristie, ne temem că pe Pământ sunt prea riscuri și e mai bine civilizația să se ducă și la altă parte. Sperăm că se vor găsi minerale de care avem nevoie, vom găsi acolo. Și mai ales, pentru că suntem așa de mulți pe Pământ, suntem aproape 8 miliarde, ne gândim la unde să-i trimitem pe cei mai mici. Uite, pe ăștia din rândul tău, eu pe toți i-aș urca astronavă. Și uitați-vă ce este acum pe ecran. 18 februarie 2021. Uitați-vă ce se întâmplă. Asta o să vedem și mâine, asta o să comentăm, o să luăm toate momentele importante ale misiunilor marțiene. Da, pe Marte a coborât un rover pe numele său Curiosity, un roboțel. Un roboțel simpatic. Asta e capsula în care el era adăpostit pe parcursul călătoriei. Ce e asta? Parașuta, să zic o parașută. Ce face parașuta? Îi încetinește. Să cadă mai încet, mai încet, mai încet. Iată, planeta Marte are atmosferă, dar mai rară față de Pământ. Ca și cum ne-am urcat la 50 de kilometri, 30 de kilometri la cimă. A căzut ceva din capsulă. Ce e asta? Roverul. A porit niște rachete? E roboțel, într-adevăr. Un robot, aproape robot. Un robot. Curiosity, nu Curiosity. Perseverance. Este Perseverance. Vorbești. Iată cum au porit rachetele, incitirește și mai mult mișcarea. Și se mai întâmplă ceva senzațional. Urmează, veți vedea o macară. Să amartizeze. Asolizeze. Uitați-vă cu atenție acum, vedeți? Pe burta aceea, în burta de aceea... De fapt are o macară. Și l-a lăsat cu macaraua pe rover, pe suprafața planetei Marte, iar au rămas singur și trist. Dar, sub rover, în burta lui, există un... Cine știe? Un elicopter.
Este elicopter. O dronă. Este elicopterul care a zburat pentru prima dată pe suprafața unei planete. O să vedeți altei mâine. Altei planete. Altei planete. Planeta noastră. A zburat el un pic și pe Pământ ca să facă probe, dar a avut 7 zboruri pe Marte. Și o să aibă și pe Pământ. De fapt, acolo e cumva un experiment, e o chestie de joacă pentru oamenii de știință. Nu le oferă date științifice. Oamenii de știință au nevoie de date, de cifre, dar ideea e că atunci când vom merge pe Marte, să vedem, putem să facem și aparate de zburat, cum ar fi dronele astea, cum putem trăi pe planeta Marte. Mulțumim, asta o să vedem mâine, asta o să dezbatem mâine cu domn profesor Alexandru Mironov, cu Cristian Român și cu Claudiu Tănăselia, care vine chiar acum spre noi, spre Astrofest. Îl invit alături de noi, de mine, pe Cătălin Beldea să ne povestească, că e nevorbit ăsta, așa mi-a zis, să ne vorbească despre a 13-a eclipsă. A umblat peste tot pe globul ăsta să vâneze eclipse, să dea drumul la eclipsă. Mulțumesc! Marian, vrei să, până pornește, vino puțin, te rog, alături de mine. Domnul Naiman, bună seara. De la Astro Club București, alături de Cătălin Beldea și Gabriel Neacu, pe care l-ați văzut puțin mai devreme, vânătorul de stele variabile, au susținut un curs gratuit de astronomie timp de 4 luni aproape. Cred că mai mult. Mai mult de 4 luni. Da. Un curs gratuit de astronomie, nu numai că este gratuit, dar îl găsiți în continuare pe YouTube, pe pagina, pe canalul nostru de YouTube. Mergeți acolo și o să aflați totul despre planete. O să aflați și despre alte cursuri pe care noi le facem. Și despre misiuni spațiale. Și despre misiuni spațiale. Și spune-ne repede ce ați mai adus voi, că ați avut niște lucruri extraordinare la voi la stand. În primul rând avem telescoape, cel mai mare telescop, cel mai tare din parcare, cum se spune, un telescop de 400 de milimetri. Așteptăm să apară Luna și poate Jupiter, să vedem, în funcție de vreme. Trebuie să se întunece mai bine ca să putem vedea. De asemenea, avem la stand un planetariu pentru copii, în care se vede în miniatură cum se face mișcarea planetelor în jurul Soarelui, un microscop la care se pot vedea fragmente de meteoriți, roci spațiale care au călăduit prin spațiu miliarde de ani, gunoi spațial, dacă vreți, dar pentru noi e foarte prețios, nu e ca gunoiul ăla obișnuit de care toată lumea fuge. Și mai avem un stand pentru copii, special pentru copii, o divizie a astroclubului nostru, care se numește Astroclubul Junior. Și este special pentru copii, ca să înțeleagă cum este alcătuită lumea, cum sunt alcătuite planetele, sistemul solar. Și v-a vorbit mai devreme colega noastră, Adina Soare, care este acolo, în ultimul corp, pe partea dreaptă, și care e foarte bine antrenată pentru lucruri cu copii. Este extraordinar. Și mai avem ceva foarte special pentru oamenii care nu văd prea bine, un planetariu artificial, Cerul în mâinile tale se numește. Deci oamenii care nu văd foarte bine se plasează pe un scaun sub o cupolă și pe cupola respectivă, pe interior, sunt plasate constelațiile care se pot pipăi cu degetele. Este un proiect de la planetariul din Baia Mare, de la domnul Ignat. Ovidiu Ignat. Ovidiu Ignat îl cheamă și a dat cadou astfel de planetarii către toate observatoarele astronomice publice din România. Și unul din aceste planetarii îl puteți vedea chiar aici în vis-a-vis de standul nostru. Mulțumim, Marian. Mare plăcere. Mâine revenim să mai povestim despre ce mai avem. Sigur. La standuri. Până o să avem mai întârzie, care probleme? Discutăm și noi, că suntem nevorbiți. 2 ani jumate am așteptat să facem evenimentul ăsta. Dragoș Brașov, dacă ești pe la stand, vino să ne povestești puțin despre planetarul ăla mare din Slănic. Și vino și cu un tricou să-l dăm premiu, dacă nu veni cu mâna goală. Hai, dai tricou!
tricou după tine. Hai, vino încoace și dăm tricou după tine, te licităm. Adu și pentru noi două, doar nu o să... E scump, măi, 1,5 milioane. Nu ne dă. Uite așa arată un tricou făcut în... Asta nu e al nostru? Castrofest. Fața, fața, dar spatele, ia, rotește-te să te vedem. Ia uite, o frumusețe făcut cu penseta ieri, în 5 ore, stătea și tropăia în față acolo și aștepta și îmi trimitea poze. Față, verso, e color, iese, nu iese. E deschis. E deschis așa. Perfect. Bună seara, numele meu este Dragoș Brașov, sunt din București, dar mă cheamă Brașov. Sunt președintele Asociației Astronomice Urania din București. La Palatul Copiilor avem sediul și vă povestesc două, trei lucruri despre planetariul pe care l-am făcut în urmă cu 3 ani. Este un proiect european, conceptul inovativ este cerul de sub pământ, asta a fost ideea, să plasăm în subteran, în Salina Slănic, Prahova, cel mai mare planetariu din România. Într-adevăr, sunt planetari. Ce e aia planetariu? Nu știu ce e la planetariu, oamenii ăștia. Să știți că lumea nu prea știe ce e planetariu. Foarte mulți ne întrebau ce este aici, o biserică adventistă. Și credeți-mă, încep explicațiile. Avem un dom, o cupolă. Deci un cort mare. Da. Al nostru chiar este un cort, pentru că este gonflabil. Și este cel mai mare din România. Exact, are 16 metri diametru. Ce deci, contează la un stai planetar? Puțin, stai puțin, da. 16 metri în diametru. Ca să vă faceți o idee, un cort de acolo, de lângă voi, are 3 metri, al nostru are 5 metri, deci 16 metri înseamnă un cort de 3 ori. Deci începe de acolo, se termină pe la dinozaurul ăsta. Da, deci practic planetariul este cam cât acest spațiu pe care îl avem la dispoziție aici. O cupolă imensă. Da, și credeți-mă, o cupolă de genul ăsta, noi când începem să facem prezentările, afișăm constelații. Afișăm constelațiile, pentru că... Prezentările înseamnă că prezinți, că proiectezi, nu? Nu neapărat. Facem și proiecție, dar în timp ce proiectăm, povestim. Totul este live, ne jucăm cu simulatorul și facem ce vrem noi cu acest simulator. Facem să se rotească cupola, de fapt proiecția, stelele, răsar constelațiile, apun constelațiile. Dacă este vrem o experiență... imersivă. 5G? Nu, 3, uite, este un... 3, mai mult decât 3. E fel de, nu, e un fel de 3D, dar proiecția este 2D. Mai mult de 3D, pentru că ai și senzații. Deci stai pe spate, într-un fotoliu de puf, da, avem, și cer, te scufunzi în cer. Frumos. Avem circa 200 de puf, deci sunt 200 de locuri. Vă dați seama că e destul de mare. Și ce este foarte important, faptul că într-un astfel de dom foarte mare îți pierzi reperele. Când facem o rotație nord cu sud și se rotește imaginea, toată lumea se ține de puf, având senzația că se învârte sala cu ei. De ce? Pentru că ei nu mai văd stânga-dreapta, nu mai percep. Se uită în sus și sunt pierduți. Gândiți-vă că sunteți pe o scândură și vă uitați în sus la o bârnă, să zicem, la gimnastică, da? Vă uitați în sus și trebuie să pășiți. E foarte deci, dificil cu echilibru. Deci cel mai bine vă luați părinții, bunicii, mergeți până la Salină în Slănic. Da, a sunt foarte bravo. Multe... Și dacă nu, când începe școala împreună cu clasa. Zi-ne de tombol acum. Și ce vedem la stand? Bun, deci, dincolo de senzația de imersie pe care o aveți în cadrul spectacolelor, filmelor proiectate în planetariu, avem și niște prezentări imersive în care eu vă povestesc despre constelații, facem, de exemplu, intrăm în inelul lui Saturn printre bolovan sau intrăm într-un roi globular, foarte, foarte interesant. Și o chestie foarte frumoasă este că avem niște filme de festival de muzică cu grafică 3D bonus pe care le dăm, acelea vă schimbă experiența senzațional, deci merită să veniți. Și acum ne-am gândit, ca să vă atragem o dată în plus, să facem o tombolă. De ce? Eu sunt președintele Asociației Astronomice Urania. Noi ne propunem să atragem cât mai mulți pasionați și să creăm o comunitate de pasionați. Și atunci am zis, hai să oferim telescoape. E foarte interesant. Vii la planetariu și poți câștiga un telescop. Ăsta e un lucru nemaipomenit, mai ales că dăm și un cadou, un membership în clubul nostru de astronomie. Deci puteți deveni membri în clubul nostru. Deci capeți un telescop și înveți să și lucrezi cu el. Da, bineînțeles. Și puteți veni după aceea la prezentările noastre și la sesiunile noastre de observații astronomice.
pentru că noi acum construim un observator astronomic. Deocamdată am început primii pași, am cumpărat terenul, îl amenajăm și sper că anul ăsta să-l finalizăm. Hai atunci... repede, trei întrebări, dă trei, că așteaptă aici Cătălin și nea la bătaie. Dă trei bine, haideți, oferim niște... bilete la planetariu, da? Un fel de tombolă acum. Biletele, dacă vreți, puteți să le luați și de la noi, în completare. Să punem câteva întrebări. Hai, dă întrebările, să dăm. Unde se află cel mai mare planetariu din România? La Slănic. Bravo, tu ai câștigat un bilet. El a mai fost, bă, dacă nu cinste. Nu știu, așa. Așa, și hai să vedem ce diametru are cel mai mare planetariu din România. 16 metri, bravo. Așa, hai să mai punem o întrebare. Câte locuri are cel mai mare planetariu din România? Mai în spate. 200, bravo, ai câștigat. Așa, și cum se cheamă? Ai loc de joacă, dragul. Cum se cheamă? Cum? Scrie pe tricoul lui, hai repede. Astrofest! Supernova, bravo, ai câștigat și tu un ticket. Și acum o întrebare mai grea ca să dai un tricou, că stai scump. Ia să vă întreb eu ceva mai greu. Cât cântărește telescopul? La ce adâncime se află planetariul? Asta chiar. Bravo, 200 de metri. Felicitări. Nu știu dacă am tricou așa mic, dar facem rost de unul să te potrivești. Îl dă lui tati. Super. Bravo. Mulțumesc, înseamnă că tati te va aduce la planetariu. Vă așteptăm la cortul din stânga, unde sunt mai multe telescoape expuse. Noi avem și telescoape pe telescoape.ro. Dacă vreți să cumpărați, deveniți automat membru în clubul nostru de astronomie. Așa că vă așteptăm acolo să povestim despre planetariu. Mulțumesc, Drăguș. Cătălin, 10 minute despre echipa asta minunată. 10 minute? 5? 7. Da. Am rămas dator cu prezentarea despre eclipse. Ia să vedem. Asta e o eclipsă pe Marte sau pe Pământ? Pe Marte! Pe Marte! Nu. Hai să mergem mai departe. Ia uitați-vă cum se formează eclipsele. În stânga avem o eclipsă de soare. Ce se întâmplă? Luna intră în fața soarelui și trimite o umbră pe pământ. În dreapta avem o eclipsă de lună. Ce se întâmplă? Luna intră în spatele pământului, adică în umbra pământului. Și avem o eclipsă. Merge? Da. Avem o eclipsă de lună. Mergem un pic mai departe și am să vă arăt o expediție pe care am făcut-o în Kenya, în 2013. Ia să mergem mai departe. Ia uitați cum arată umbra proiectată pe pământ. Linia aceea albastră este umbra lunii, care traversează pământul întotdeauna de la vest către est. Eu a trebuit să aleg o țară foarte, foarte civilizată din mijlocul Africii. Și am încercat să mă duc în Republica Democrată Congo, am înțeles că acolo intri, dar mai greu ieși. M-am lăsat pe Cuba și în Uganda la fel, în Somalia nu mai zic, și am ales Kenya. Ia să vedem ce s-a întâmplat în Kenya. Am călătorit până la lacul Turkana, ăsta este într-o zonă deșertică. De unde a apărut omul, de fapt. De acolo am plecat noi, acum 250.000 de ani. Noi, oamenii prezenți aici, la un moment dat, am plecat de undeva din Africa. De unde? Chiar de la lacul ăsta Turkana. Bine, n-am văzut oameni primitive acolo, dar de acolo am plecat. Și am luat un avion de ăsta mic, de 7 locuri, care se numește Cessna, și am zburat până la lacul Turkana. Ce să vezi? Ne-a lovit o furtună de nisip. Mai poți să vezi ceva în momentul în care ai o furtună de nisip? Nu. Mergem mai departe. Furtuna de nisip a trecut. Am avut 10 minute la dispoziție să ne hotărâm dacă ne urcăm în avion
pentru că venea o altă furtună tropicală. Iar furtuna tropicală în Africa este foarte intensă. Se ridică norii la vreo 17 km în atmosferă. Pentru că atmosfera e mai grasă la ecuator, da? Decât la noi. Și am zis, hai să ne urcăm totuși că avem 10 minute la dispoziție. Ne-a zis pilotul, vreți să zburăm sau nu? Ia să vedem ce am făcut. Am zburat, bineînțeles, 7 oameni. În față stătea Glenn Schneider, care este doctor la NASA. I-a băgat în computerul de bord al avionului, a băgat niște coordonate ca să putem să intrăm în umbră. Și am văzut o eclipsă de doar 10 secunde. Ia să vedem cum a arătat. Așa a arătat eclipsa de 10 secunde, dar nu oricum. Am deschis geamul de la avion. Voi să nu deschideți geamul de la avionul de acasă, da, pe care l-aveți, iată. Geamul de la avion l-am deschis și noi ăștia care stăteam aici pe podea, eu sunt în dreapta, am două aparate în mână. Da, am riscat un pic, eram doar la 3000 de metri altitudine, puteam să respirăm de acolo fără probleme. Și am văzut o eclipsă care a durat doar 10 secunde. Deci asta înseamnă pasiunea pentru urmărire a eclipselor totale de soare. Merge pe parte. Și am să vă arăt doar câteva imagini din America, de la expediția din 2017. Haideți să mergem cât se poate de repede. Asta e New York, e o altă planetă, New York-ul. Asta este o eclipsă de steag american și mai departe. Astea sunt echipamentul, două telescoape cu care se fotografiază eclipsa. Și acum să vedem câteva poze cu eclipsa și mai departe. Pac-Man, vedeți? Luna intră în fața soarelui, îl mușcă încet, încet și îl acoperă. Și mai mult? Și mai mult? Și la un moment dat avem inel cu diamant și mărgelul lui Bailey. Apare coroana solară, mai departe. Apare coroana solară și încă o dată. Și asta este o protuberanță. Asta este o explozie solară fotografiată la eclipsa din 2017 din Statele Unite. Mergem mai departe, ne apropiem de ea să o vedem mai în detaliu. Vedeți cu ce seamănă? Cu un dinozaur? Arată ca un scorpion. Da, așa e, arată ca un scorpion, dar nu e scorpion. Ce vedeți voi acolo este gaz încins. Se numește plasmă. Cred că ați văzut, dacă ați fost la Planetarela, ați văzut ceva plasmă, ați văzut cum se formează aurorele polare. Mergem mai departe. Iată câteva imagini cu eclipsa și acum am să vă arăt ce o să fac anul ăsta, după 12 eclipse pe tot globul. Am hotărât să fac un zbor special, de data asta la 10.000 de metri altitudine, aproape de Antarctica. Asta este o imagine din 2010, o lăsăm pe aia un pic, o imagine din 2010 de la zborul peste Cercul Polar de Nord. Aici am văzut o eclipsă tot din avion de la 10.000 de metri, însă n-a fost atât de specială precum asta de acum. De ce? Mergem un pic mai departe. Această expediție va fi prezentată la următorul Astrofest și reprezintă un record mondial. De ce? Mergem mai departe un pic. Acestea sunt eclipsele mele, le-ați mai văzut, mai mergem o dată. Iată ce se întâmplă. Asta este umbra lunii proiectată pe Pământ. Noi plecăm de undeva din Punta Arenas. Este în Patagonia. Ați auzit de Patagonia? E, Patagonia asta este în sudul Americii de Sud. Acolo unde ajungi în vise, da? Unde când pleci de acasă zici plec în Patagonia, e? Acolo în Patagonia o să merg și o să iau un avion care zboară chiar la marginea eclipsei. Ia să mai dăm una. Încă una, că e foarte puternică. Bun, există câteva opțiuni să te duci în Antarctica. Prima opțiune este să te duci cu cortul în Antarctica. Se poate pune cortul în Antarctica? Se poate pune cortul în Antarctica, dar costă cam 45.000 de dolari. Deci e un pic cam scump să mergi în Antarctica cu cortul. Poți să mergi cu vaporul până în Antarctica? Poți să mergi cu vaporul până în Antarctica, dar este înnorat pe mare. Și atunci alegi avionul. Deci opțiunea asta a treia era logică pentru această expediție. În loc să mergi în Antarctica pe sol, mergi în aer. Mai departe un pic. Dar și mai departe că ne... A, așa. Asta este imaginea din 2013, v-am arătat-o un pic mai devreme. Este foarte interesant pentru că vom merge exact la marginea eclipsei. La un moment dat, umbra pătrunde pe Pământ. Noi la de la 10.000 de metri vom vedea exact momentul în care umbra pătrunde pe suprafața Pământului cu o viteză colosală. Undeva între 50.000 și 60.000 de kilometri pe oră.
și vom vedea exact momentul ăla. Arată ca și cum o navă spațială intră pe suprafața Pământului și îl întunecă. Deci vom vedea eclipsa sus pe cer și umbra care circulă sub noi, sub avion. Va fi o premieră pentru că nimeni n-a mai văzut o eclipsă totală de soare de la 10.000 de metri, exact din punctul ăsta de unde umbra pătrunde pe pământ. Ia să vedem, mai avem vreo imagine? Da, acesta este zborul, n-avem filmulețul, mergem un pic mai departe. Iată, cam așa ceva se va vedea din avion. Știți cum se numește această imagine? Este o invenție tot a vânătorilor de eclipse. Se numește God's Bowling Alley. Deci arată ca o pistă de bowling. Conul de umbră se vede exact ca în imaginea asta, iar în mijlocul lui, ca o bilă strălucitoare, stă soarele și coroana solară. Cam așa ceva se vede, dar vom vedea imaginile de acolo, o să le aduc. Vom vedea sau nu vom vedea? Pentru vom vedea? Cum să nu vedem? Sau nu vom vedea pentru că domnul Beldea are câte eclipse? Vreo 12. Dintre care două nu prea i-au ieșit. Nu, nu, nu. De data asta, am uitat să vă spun, de la Sol șansele de a vedea eclipsa sunt de vreo 50-60% din Antarctica. Din barcă șansele sunt de vreo 15%, dar din avion sunt aproape 100%. Dar avioanele mai și cad. Avioanele mai și cad, dar mi-a dat o veste foarte bună, Adrian. Poate cine știe. Poate am noroc de data asta și cad în Antarctica. Da, eu vă mulțumesc, cred că nu mai avem. Ia să vedem următorul slide. Ăsta e greu de înțeles, următorul, da, și așa mai departe. Și s-a terminat. Eu vă mulțumesc pentru că au trecut cele 5 minute. Nu, Adrian? Au trecut, da. Hai de vină încoace cu mine. Prietenul nostru, Sava, rămâși cu aici. Da. Hai să facem o recapitulare. Aplauze pentru Cătălin. Mulțumesc. Ia-ți un telefon. Hai să vedem. Hai să facem o recapitulare ca la școală. Și avem aici o până începe concertul, repede. Avem niște relocuri de dat. Cine știe ce e o imprimantă în 3D? N-am auzit. Vino încoace. Imprimanta 3D este un aparat care poate să printeze lucruri, dar în loc de imprimanta clasică, el printează practic 3D cu un fel de lipici care e practic 3D. Poate să printeze așa? Nu te grăbești, mai treabă? Poate să printeze și mâncare? Mâncare? Poate să printeze mâncare, dar nu mâncare care e bună de mâncare. Poate să printeze și țesuturi umane? Nu, este imposibil. Crezi că ar fi posibil să printeze o inimă? Da, ar putea să printeze o inimă, dar nu una funcțională. Să știi că ai dreptate și n-ai dreptate. Uite, dăm aici. E singur sau mai e frate, surori? Mai e o soră. Și pentru sora ta alegeți aici. Să știi că sunt imprimante și s-au printat prima inimă funcțională 3D. Da? Uite, și domnul aici de față are niște imprimante în partea stângă acolo. A fost? Da? E client fidel, da? Dar se vede, au început deja cu... S-a făcut poate. Așa? La mare, cu drag. Puțin, te așteptăm și mâine. Colț, așa. Nu, o să avem concert. Mâine mi-au 3.000 euro. Mâine? Iau nicio. Așa. Spune-ne de ce faci tu... Am vrut să-l iau și astăzi. Cursuri cu imprimante 3D. Deci este important. El reprezintă un ONG, ca și noi. ONG-ul tot se numește? Asociație pentru dezvoltare intelectuală și personală. Intelectuală și personală? Și da. Așa. Atip. Așa. Ne-am început activitatea acum câțiva ani de zile, tocmai pentru a pregăti tinerii, ca și voi, pentru viitor, cu noile tehnologii. Iar noi am considerat că imprimantele 3D vor fi în viața noastră, chiar sunt deja, dar în următorii cam 10 ani vor fi în viața noastră ca și persoane fizice la fiecare în casă. Ce credeți? Vor trăi oameni pe lună? Nu tu, nu tu, nu, că tu ai fost. Mi-a zis că nu, categoric.
pe lună? Nu. Da. Nu. Publicul ce zice? Vor trăi oameni pe lună? Când? 2050. În 2050 ar trebui să avem o colonie deja. Mare. Pentru că luna este un fel de trambulină pentru celelalte planete. Acolo, pe lună, se vor printa lucruri. Căsuțe în care vom putea trăi. Și se vor crește plante ca astea. Deci, tu ai toate șansele să devii cosmonaut. Să mergi pe lună, pe Marte. Mai un frate, Doamne ferește, poftim! Și s-au printat obiecte pe stația spațială, spune. Poți. Și tu mai ai un frate. Gata, am terminat premiile pe ziua de astăzi. Azi. Încă una? Vrei să ieși și pe asta? Nu mai ai un frate? Bine. Hai, mai avem o întrebare atunci. Ce o să vedem în seara asta la telescop? Cine merge la telescop? Voi ați luat premii, voi mergeți la loc. Ați luat premii. Așa, mergeți pe la telescop, voi? Vrei un reloc? Te rog. Mergi cu domnul de aici de față și să-ți dea un breloc. Deci toți care vreți să primiți cadouri, mâine veniți la standul ăla acolo din stânga și o să primiți, sau mergeți la tombălă și o să câștigați. Nu mai am, dar mâine o să avem. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara asta frumoasă. Mergeți la standuri, mergeți la telescoape. DJ, dă drumul la muzică. Începe concertul tău. Cât mai avem voie aici să stăm. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult și colegilor. Mulțumesc primăriei sectorului 6 și Centrului Cultural European Sector 6. Mulțumesc tuturor institutelor, tuturor universităților, tuturor organizațiilor neguvernamentale care sunt alături de noi. Tuturor profesorilor care au venit din Constanța, Iași, Suceava, Târgoviște, Craiova, Cluj-Napoca, Buzău, Cernavodă, București, Ploiești, sper că n-am uitat, colegi care sunt alături de noi, vă așteptăm și mâine la festival, de la ora 15. Profitați de timpul pe care îl aveți și mergeți la telescop, că este o seară frumoasă și să vedeți planetele. Seară bună! Și în ultimul rând, mulțumesc colegilor de la Tehnici care au făcut o treabă extraordinară. Mulțumesc foarte mult!